Salut, sunt Andrei și îmi place pula. Nu. Ah, opa. Asta e deja o chestie la care trebuie să lucrez. Vă salut, sper că ați avut o zi mișto. Îmi pare rău pentru întârziere, pentru că am întârziat. Era vorba că facem la 9, știu. Pufarine sexuale. Opa. Dar uite că n-am făcut la 9, am făcut la 9 jumate pentru că am niște probleme tehnice cu aceste camere mirobolante. Și din această cauză am întârziat puțin, îmi cer scuze. Vă salut și pe voi, te pup Pintea, moderatorii care sunteți aici, Pintea, uite și pe dos mai sus. Și atâți moderatori suntem. Vă salut și pe voi, rușine că sunteți așa puțini. Pufarine. Vă salut pe toți, hai să începem să vă salutăm și după aia dăm bătaie pentru că urmează o seară așa mai... Mai cu emoții. Nu, nu o seară de asta. Nu, 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 nu o seară de asta. Da. Pufarine. Și... Pufarine. Schibirip, da, e riba. Asta e de la noi, să știți. Și atunci vă salut pe toți. Salut, Ada, Ruxandra. Bună, te salut. Cu cine vorbești? Vorbeam cu voi. Dorin, te salut. De ce Pufarine? Nu știu. Salut, Nicolae. Salut, Mirela, Loredana, Leonard. Drăgănescu, salutare. Al 200-lea, te pup, frățioare. Gabriel Coman, salut, salut, Andrei, am așteptat foarte mult live-ul, salut, am așteptat și noi să ne intrăm în sfârșit. Ce ticuri mai ai? Opa! Ăsta e unul din ele, cred. Opa! Laurențiu Cristian, te salut, Andrei. Salut, Alex Alexandru, Silvia Grigore, Jack Office 2020, salut, Andrei, te salut. Alexandra Enache, bună. Pufarine. Opa! Ada, ieși acasă, ieși tu acasă, că nu-ți dă sorota voie să vii aici. Gabriel Coman, salut, Andrei, am așteptat foarte mult live-ul, te salut din nou. Pintea, te pup, frățioare. Doți, te salut și pe tine. Ada, noroc. Narcisa, Alina, Ionuț, Pop. Gabriel Coman, din nou. Pufarine. Opa! Da, și în această seară vă salut pe toți. Și sper că ați avut o zi mișto. Ce faci, nu? Ți-a încurcat desfășurătorul? Nu. Astăzi suntem cu Nae Nicolae din nou. De ce? Pentru că în această Salutare, seară oameni e buni! posibil să câștigi Aemor, e posibil să nu. Ai vrea să câștigi Aemor? Nu mă gândesc la asta. Ce ai face Pe cu banii? undeva, ce aș face cu banii? Multă... Nu. Multă ce? Multă nimic. Bă, dar zim, dacă îți iese ticul ăla, spune-mi, frate, ce e cu el, Dar spune-mi. nu, că nu poți să zici că, nu poți să zic că cu banii faci multă labă. Că te șterge cu 20.000 de euro în continuu. Nu, nu-s 20.000, doar 18. A, oleo! Mie cât îmi dai? 7 lei. Ei. Hai că bine. Deja am făcut Deschide geamul că Deschide geamul că s-a spart mireasa. A dat-o din oase, nu? Ce dracu faci, mă, nu? Ți-a umblat anghel la inel? Nu. Hopa. Păi Schimbat data de aeriba. trecută Hopa. când ne-am văzut... Am adormit cu fundul la geam. Băi, data trecută când ne-am văzut, erai întreg, nu Păi ce mă aveai se întâlnește? Numai că m-am scăpări. scăpat. Mi-am dat una în stomac de la tic și mi-a scăpat curul. Unde ți-a scăpat curul? Anghele, ia vino! I-a scăpat lui curul. Ai... Da. Deci astăzi vorbim. Suntem cu noi, Nicolae. Salutare! După ce te-ai căcat pe Și... live... opa! Luca, e curent în noi? Și noi ne uităm la Aemor. Ar fi trebuit să ne uităm la Aemor pe acest formidabil televizor, însă din cauza problemelor pe care le avem cu televizorul. Smart TV? Uite că apare Smart TV-ul. Ia să-i dau cast. Pu! 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 Deci trebuie să spăl telefon. Ăla e Android. Dar ce practic? Eu m-am... Bă, eu m-am... Ce prost ești, bă. Ce ai făcut? M-am făcut în pit. Opa! Mă Eu dă live-ul. m-am dat pe live, știu singur. Da. YouTube. Eu prost. Bă, Așa. de unde am dat eu de voi, mă? Stai așa că... N-ai. E? Așa, deci ziceam că ne uitam, ar fi trebuit să ne uităm la... Opa! La Bă, nu-ți mai Aemor. dam burtă că mă ne omorești. Opa! Și, da. Te salut, Pixel, și pe tine. Bun.
Naie, știi ce o să facem? Ia zi. O să, după ce vine numărul tău de la iUmor. Adică pe la 12 jumătate. Nu știu pe la cât vine. 12:45. Dar de ce? Uite, a luat 3 like-uri. Aua! Aua! Da, dacă... Ce vreau să zic? După ce, că facem pe la... După numărul meu? Da, după numărul tău, dacă vrei, bineînțeles, uh-huh, să dezbați numărul tău. Da. Să-l comentezi. Da, comentăm. Ți-ar prinde bine? Nu mă deranjează nimic. Pe mine, știi, da. Știi că nu stau... Ah. Eu n-am lucruri despre care să nu pot vorbi că... Da, eu deci, am văzut... Împreună facem amândoi? Hai. Ce? Da, bă. Skibrip de aeriba. Skibrip de aeriba. Nou tot. Skibrip de aeriba. Dar fă o frumoasă. Păi dar nu pot, că dacă așa îmi vine. Da, bă, da, stai aeriba. Skibrip de aeriba. Skibrip de aeriba, nu te vină mai încoace. Oh, opa! Unde este Angel? Angel, Angel e pute. Angel e, Angel e pute. Angel e jos. E jos și atâta. Era să fac accident zilele trecute din cauza ta. Am râs cu lacrimi la un live. Te pup. Mersi mult de tot, Robert, pentru donație. Să nu mâna. Uite, a donat Robert 10 euro. Dacă 10. Vrei împărțim, uite, a ieșit ceva 10 de acolo. 10 euro? Ce a ieșit? Ce e Angel? A intrat Angel așa cu capul în sus, s-a uitat la noi și nu știe ce. Băi, dar asta se încarcă rău. Are ceva probleme. I-ai umblat la... Nu înțeleg, de ce mai fac? S-a ridicat Angel. S-a căcat pe el aici pe live. Nu e azi ai mor, azi e miroasă pentru filmul meu. Eu cred că ai greșit emisiunea, canalul. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, apropo. Că la 1000 de like-uri avem aceeași chestie cu întrebări. Și cred că cu Naia a ieșit cel mai ok. Cel meu? Da. Ce ai făcut? Ce ți-ai pus telefonul la ureche? Să văd dacă e curată. Cum ai încurajat oamenii să dea like la live-ul acesta? Oameni dragi, până acum... Am subt-o! Deci asta am făcut noi pe live până acum. Nu. Tu reții că ăsta-l tău cam spune adevărul uneori. Deci, opa. Până acum n-am fost noi, cine știe, și nu merităm niciun like. Dar de acum încolo... Țineți-vă bine că... Tu ce ți-ai pus acolo, bă? Că aveai nectarine. Nu avem încă. Limonadă. Aia ce limonadă e? Limonadă cu mentă. Dar fără mentă. De mentă? Ești tu. Opa. Cea mai bună limonadă e pentru că... Dabadab, stai riba. Nu e orice. Nu, e foarte bună. Mm-hmm. Și eu îl iubesc. Pe cine? Îl vrem pe Angel. Angel e jos, Angel e jos. Dacă mai sunt încă... Vamos a la Blaia! Dacă mai... ai și de-astea de... Nu, că mi-am luat aminte la gluma aia de care ți-am zis-o când am vrut să fac ceva cu limba și i-am făcut... Da. Îmbruci! Ce faci, Andrei? Cum ești în ultima perioadă? Ce ai mai făcut? Da. Gata ca glumele, să vorbim și noi ceva serios. Da, am văzut că ai mai făcut live-uri. Da, am mai făcut câteva live-uri. Am făcut live-ul cu Ilona, nu știu dacă l-ai văzut. Am văzut, da, actrița. Da, ala a fost un live. Ești afară de aici. Ești că m-ai chemat să mă omor. Da, bă, ai emoții în seara asta sau? Eu îmi bat piciorul, bă. Trebuie să am grijă când îmi dau în stomac, că nu e ok. Hai, pune-ți mască. Așa spun oamenii. Da, voiam să zic că... Unde am rămas? La Ilona, nu? Da. Săraca Ilona, ce-o fi pățit aici? Am cerut-o de nevastă, da. Pe live am zis, vrei să fii soția mea? Și mi-a uitat și a zis, nu știu ce a zis, nu știu dacă a zis că da sau nu. Dar a fost un live foarte reușit. Pe lângă live-ul pe care am avut eu cu tine, cu Naie, cu Angel, cu Conacu și așa mai departe, au fost, în general, sunt live-uri foarte bune, știi? Astea cu tine! Aua! Astea cu tine!
Zici că te-au fript astea cu tine. Și astea cu tine sunt foarte bune, pentru că tu ești un om la fel de deschis, care știi de Caterinca și vorbești și faci mișto. Știu. Și la contează. Ce invitat te-ai mai bășit lângă ei, fu-tu-te. Da, ce invitat pentru... stai mai căcat lângă ei și ei să râdă lângă tine? Porcul dracu care ești. Eu mă curăsc când sunt porc. Așa. Da. Te rog să nu te înstoară. Nu, n-am să mă înstoară. Ce să faci? Dacă ai fi aici în locul meu. Dacă ai fi aici în locul meu. Așa. Dacă ai fi aici în locul meu. Da. Dacă ai fi aici în locul meu. Narcisa, dacă ai fi aici în locul meu. Dacă ai fi aici, dacă ai fi aici. Ai fi să te ia de soție sau de soț? Nu, de soție. Tu ești bun de soție. Soție ea. Nu, soție ea. Tu ești bun de soție. Nu, n-am înțeles. Eu nu vreau soție. Dar zi-mi despre tine. Zi-mi cum ți s-a părut primul nostru show împreună. Show? Da. Ăla de la Ploiești. Da, apropo. Mi-a plăcut de tine partea a doua. Partea a doua? Da, în prima parte... A fost presiune pe tine sau ce a fost? Ia, explică. Da, nu știu. Cumva faptul că citesc de pe hârtie este puțin mai ciudat, știi? Nu, adică, pot să... spune pe față, citind de pe hârtie te face să te simți cu handicap sau ceva cum? Ceva de genul. Opa! Chiar dacă am un handicap pe lângă, dar mă rog. Da, lasă, că erau cu handicap și în sală, mai erau și colegi de-ai tăi cu handicap, dar pista nu... Pista pute! Deci, nu l-au trecut. Păi ce, Angel, se pare că e un om... Nu, deci citind pe hârtie mi-e puțin mai mi-e ciudat, știi? Că nu pot să interacționez cu publicul, că trebuie să stau tot timpul cu ochii în foaie. Și cumva, de exemplu, dacă vreau să gesticulez sau așa sau una alta, nu pot să fac asta pentru că eu sunt atent la hârtie, știi? Ok. Păi și aș cum... fute-o în hârtie. Și cum vrei să împarți? Sau cum te gândești să faci? Trebuie să-ți găsești atunci o portiță a ta de a face stand-up. Da, știu, dar nu știu cum. Nu știu cum, că eu m-am gândit că în momentul în care... Eu, de exemplu, dacă... Nu, poftim cu jură. S-a blocat. Și eu veneam să apăs pe buton, știi, când se agăța banda, dar când îți sărea CD-ul, dacă ploaia s-ar... Dumnezeu n-ar mai fi. Nu. Adică, mă rog, care e legătură? Știi dacă te-ai să te gândești, că dacă ploaia s-ar... Dacă... Și... Ce ziceam? Să-ți găsești o portiță ta. A, da, o portiță mea cum să fac stand-up. Da. Și nu știu cum aș face. Pentru okay. că ra, dacă aș citi, nu, așa n-aș face cu capul. Dacă aș putea să fac așa, să citesc, știi? Okay. Dar cumva aș vrea să repet numărul ăla, să-l citesc. Nu, să-l repet, să-l citesc. Să repet doar și să nu-l citesc. Ok. Adică prima oară citesc și după aia repet. Nu mai are nimic în sens capul meu. Nu, mă, nu. Să-l citești, să-l reciți sau nu știu, să-l spui, dar să te mai uiți pe foaie din când în când, da. Ți-ai dorit-o. Da. Tu ți se pare că stai cu ochii prea mult în foaie. Ce s-a întâmplat cu ăsta aici? De play. Ți s-au terminat? Da. Mai întâi faci cititul și după interacțiunea cu publicul. Da, ok, poți să faci și cititul și interacțiunea cu publicul. Uite, da, dar în timpul cititului pot fi anumite bucăți care să... De pizdă. Pe foaie, da. Uapa! Da, pot fi bucăți de păsărică pe care, dacă nu le fructifici la momentul... Măi, că să le fructifici. Să... Tu când vezi o femeie, da. Ce-ți vine prima oară să-i zici? Ești frumoasă, ești deșteaptă, dar... Mai tare, că nu te auzi ceasă. Nu mă auzi ceasă, păi de-aia am și dat-o pe mută. Nu-i zic nimic, întâi studiez. Ce te interesează pe tine? Opa, la o femeie. Fața, gândirea. Gândirea, mare parte. Gândirea, deci dacă o tipă nu e tută, da? Ra, okay. E tută. Ra, mama e tută. Nu e. Nu e tută, mama. Mama pute, nu că se spală. Ok. Zim cu... Care e atul tău? Opa, uite, întrebare de la Turet, asta n-am zis eu. Aua! Atul meu? Că mă curăț când sunt porc. Eu mă curăț când sunt porc. Cea mai frumoasă vorbă posibilă.
pe care pot să-i spun unei femei? Nu, în afară de asta. Că asta toți, asta cu fututul, toți avem în cap că te-aș fute. Că... Uite, nu m-am gândit. Aș fute rău. Nu e tută. Andrei, e super. Ați citit și invitații, mai ales cu Angel. Mulțumim. Și Naie, mulțumim. Ia vezi, mă, cât sunt, câți oameni îl cer? E manevră. Câți oameni îl cer pe Angel? Hai să vedem. Dacă strângem 30 de oameni, îl aducem pe Angel. Nu îl aducem pe Angel. Doar nu, în această... să mutăm totuși. Nu, nu mă, ținem aici în brațe la mine. Da, corect. Bun. Dacă se pune în brațe la tine, Angel, e bine. Numai în această seară, la surprize, surprize, cu ajutorul companiei Tarom, toate... Eu nu ți isulesc cu comentator de sport. Florăria Iris. Au zis Angel. Ce mai era, mă? Florăria Iris, compania Conex. Așa, fă și era tu. Fă reclamă. Păi Conex-ul era, mă, mai e acum? Da. Nu Conex-ul? Mai Conex-ul, bă. Bă, Conex-ul. Lasă, publicitatea. Apropo, să-l salutăm și pe frumoșelul nostru de ce ani în spate, regizorul care se ocupă de... Cum se numesc, mâna? Butoane. Butoane, clape de alea, face muzică cu ele. Ia, schimb așa rapid, ia uite, pe una pe alta. Ah. Ia uitați ce performanță are regizorul nostru din spate, ia uite, ia uite, ia uite. Bă, știi că... Au, papa! Japonezii au... La au pula mică! Japonezii au la două televiziuni, da. au și maimuțe care ajută la... Adică o maimuță e regizor de platou, una e la montaj și se pricep. Papa, nu mă mai lăsesc aici, poate iar este. Adică și regizorul nostru poate face ce fac și maimuțele, nu-i problemă. S-a supărat? Nu s-a supărat. Care este, uite, o întrebare de la Green Doggy, dar înainte de asta, nu uitați de butonul de like pentru că avem nevoie și ne ajută și până ca să creștem. Ajută și algoritmul ca să ne recomande... Pizda, nu. Pizda, toată pizda. Să ne recomande live-ul mai departe și vă mulțumim pentru ajutor, seara română. Doți, mersi mult de tot, frate, pentru membru din nou. Membriu. Mulțumesc mult, bro. Și Dani Bogza, mulțumesc mult de tot pentru donație, frate, seara română. Mamă, ce cald. Salut, salut la regizorul. Are experiență la mânuța regizorului? La mânuța regizorului? Adică ce vrei să zici cu asta, Pintea? La cum a arătat regizorul, eu nu. Ai auzit? Alo, ușa 3. Stai că m-am deblocat până. Da, ce? Ai văzut cum a arătat de degețele de regizorul? Da, am văzut cum a arătat degețele. Îți spune ceva... În gardă. Gestul ăsta. Bă, mie îmi spune... Nu. Bun, hai să vorbim puțin serios. Ia. M-am blocat. Zi, mă, hai să reluăm partea cu... Sifu, mulțumim pentru membru. Bun. Partea cu... ce ai făcut la Ploiești, cum ți s-a părut... Opa! Prima parte, ce ai schimbat la tine. Mie nu mi-a plăcut de tine că... Nu ți-a plăcut? Nu, mai ales când ai spus, stai că trebuie să mai scriu și mai vedem și mai urc. Nu, dacă urci, încep să stăpânești... cât de cât, să urcând, ți se cicatrizează folderul ăla cu emoții și nu vor mai fi atât de puternice. Folder? Da. Deci că ai vorbit din Star Trek. Am vorbit din draci. Avem cât un pitic, avem cât un pitic responsabil pentru, unul e pentru scuze, unul e pentru... futut, unul e pentru emoții, unul e pentru... Și aici, ăsta la emoții, săracul întotdeauna vine cu un deficient destul de mare la creier. Dacă ajungi să îl controlezi cât poți pe piticul ăla, după ți-e mai ușor el pe scenă. Ești... Da. Mi-e puțin greu pentru că încă am momente în care... Am momente în care nu mai pot să mai vorbesc, bă. Da, mă, vorbeam de stand-up. Fiți articurile ale drecu. Am momente în care așa, gata, am momente în care am blocaj, știi, și nu știu ce să scriu. Da, am
Băi, deci fii atent. Eu, nu, că eu sunt relaxat pentru că te iau de acolo de unde ești. De pe scaunul ăsta, nu? Stai acolo, lasă paharul ăla la loc. Mai vrei suc? Da. Ia mâna de acolo. Mute puțin cadru, că n-ai Nicolae. Așa, ca să nu se vadă... Mișto! Deci ce tot vrea să-l vadă pe Angel? O să-l aducem, o să-l aducem și pe cât Angel. Cât sunt pentru Angel? Sunt destul, dar o să-l aducem și pe Angel la un moment dat. Ah, deci... te lasă la final? Opa! Revenim la ce revenim. Spuneam. Da. Cu... De ce nu vrei să urci? Uite, da, eu vreau să urc. Vreau să păi urc. Ultima dată când am vorbit, aveam noi sâmbătă, deci am avut miercuri și după aia aveam sâmbătă un spectacol și n-ai vrut să urci. Ai zis că, băi, stai să-mi scriu material și asta păi sună ceva în toamnă. Păi nu sună în toamnă, că de exemplu voi acum aveți show, da? Da, o să avem, da, show-uri, corect. Mi-am auzit numele jos, bă. Scuze-mă. Se întâmplă să te mai strige oameni și pe stradă, zi. Cum adică probleme tehnice la 1080? Da, ai setat stream-ul pe 720, nu pe 1080. Să... Captura e 1080. Nu, cu aia. Ba da. Vrei să arăt? Nu. Ce s-a întâmplat? Date tehnice. Bă, chat, dar se vede ok? Se vede pixelat într-un fel sau altul, pentru calitatea maximă. Păi tu dacă intri, dacă tu intri pe PC... Ra. Se vede decent. Ia, intră puțin pe contul, scuzați puțin chat. Deci, se vede bine, se vede perfect la mine, ok, stai neștit, se vede bine, se vede bine, foarte bine pe telefon, e ok, totul se vede bine, se vede ok. Ok, bun. Ești pe 50, dar e vizuabil. Dă-i să pută. Puți tu! Nu, nu, Lorin, nu puți. Se vede bine oricum. Ok, bine. La mine se vede perfect, bine, ok. Bun, ok. Asta e, na. Am greșit pentru deci. Că... Am zis atunci, urci, cu cât urci mai mult, cu atât te vei simți mai mult ca la tine acasă pe scenă. Da, asta e clar, că cu experiență prinzi. Orice, chiar și când spui, bă, sunt 15 oameni și n-am ce experiență să prind de la momentul ăsta. Poți învăța mai mult, adică într-un spectacol de genul? Un an. Poți învăța mult mai mult decât nu înveți la show-uri cu sute de oameni. Bă, da. Dar cumva nu mă simt încă pregătit, nu știu de ce. Știu că pot să zic că nu o să fiu niciodată pregătit. N-a fost nu e nici presiune pe tine, băi, trebuie să rup că oamenii au venit pentru mine. Eu asta făceam înainte, nu aveam presiune pe mine, nu... Mm-hmm. Urcam oriunde se întâmplă un eveniment, stand-up, open mic, adică că era spectacol cu bilet, fără, orice, eu rugam să urc. Și dădeai material scris sau le făceai pe loc? Adică, material știu, scris. Eu cumva știu că eu la presiune lucrez mai mult. Adică, și eu lucrez la presiune. Dacă mie îmi spui că bă, mâine urci, mâine trebuie să ai show, pe atunci... Ok, și eu la fel. Doar că... Urcam, tot timpul urcam, adică mă duceam și, nu știu, aveam eu 3 bune și mai scriam 2 și eram așa și așa despre ele. Mă duceam și le dădeam cu toată încrederea, da. Și le dădeam pe alea 2 în care nu eram foarte... Și după le dădeam pe celelalte 3 la care aveam încredere că se râde. Da, uite, e un lucru bun. Adică totul e schematic, matematică. Dă-i și dă-i și dă-i și dă-i. Ok, ok, ok. Ce părere deci, ai? Da, scuze că te-am întrerupt. O luăm de la început. Nu, că te-am întrerupt. Deci urci, cu atât îți va fi mai bine. Chiar dacă am un material, deci chiar trebuie să-mi găsesc modul de a livra. Din ce ai spus, că tu ești puturos și dacă îți spun că mâine... Dacă putreu. Mâine ai show-ul... Da. Mâine vei fi acolo cum trebuie. Da, da. Exact. Atunci... cum s-a întâmplat la invitație, când am fost acum invitat. Da. Eu trebuia să livrez ceva. Se cacă pe el. Nu. S-a căcat deja. Opa! S-a pișat la mine WC-ul. Da. Foarte cald la tine, zi. Bă, nu cred, hai două în pizda, mă, să de treabă, o dată, deci. Ceată, dacă nu ați auzit, bă, eu dacă capă el,
Bă, eu am probleme, ia, deci nu e bine. Ia astea cumva... de aici că s-au înniuțit, dă-le de acolo de aici, să-mi dai telefonul, să-mi dai și telefonul, ia să stacă. Ce se întâmplă, mă, băie? Ce... Bă, nu știu, frate, dar de câte ori, deci trebuie să am grijă să nu mai dau aici, să dau mai încoace, că eu cumva îmi lovesc la... Nu știu, dar de ce, că nu pot să mă abțin, că în momentul în care dau, simt că mi se împinge fundul. Îmi iese hemoroidul din fund și zice brr și iese. Nu știu, frate. A, papa! Nu e ok, îmi pare rău, n-ai, chiar nu, nu de asta te-am chemat. Să te cași pe mine. Na. Îți dai seama cât de, cum ar fi asta să... Dacă l-aveai aici pe Iohannis. Sau lângă cine te-ai fi, bă, și dacă ai putea, nu știu, să-l inviți la un podcast și ai dau cu încredere. Bă, nu aș, da, nu știu, că și cu tine din greșeală îl dau și nu prea îmi convine, știi, da, da. Nu era în plan să te gazezi pe aici, acum la mine, prin studio, știi. Hai că este planul, luăm pe Nae, îi dăm tare. Uite, Borcea, bă, mâncați-aș curul tău de prieteni, mulțumesc mult de tot. Borcio a făcut și a cumpărat un membru, știi? Și e băiatul care stă jos aici. Unde e jos? Băiatul Chiel. Ah, ok, ok. Au, opa! E prietenul tău, nu? E prietenul meu, dar stă acum în cameră și... E amicul tău, nu-i prietenul, că prietenul e... Cum... E prieten, e prietenul cel mai bun. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Ine. Cum? Cum îl cheamă? Îl cheamă Arnold. Arnold? Da. De România. Da, Arnold de România. Nu. Unde nu, bă! Pute rău! Păi, cred că da. Deci, Arnold de România. M-am căcat pe mine. E tot din Miercurea Ciuc? Nu, ieri este din Miercurea Ciuc, da. Deci ne-am crescut împreună. La aceeași... Nu la aceeași adresă, nici în aceeași casă. Eu eram la blocul ăsta, el era dincolo. Aceeași țâță, am vrut să zic. Nu la aceeași țâță, nu. N-am crescut la aceeași țâță, încă, însă am făcut foarte multe prostii cât eram împreună. Nu împreună, cât eram, mă rog, el acum stă în Anglia, știi, lucrează în Anglia, cât eram aproape și cât eram mai mici. Și arunca mușii! Mușii. Mucii. Ai muci? Da, mă rog. Papa? Bun. Revenim cu stand-up. Mm-hmm. De când vrei să te apuci? Bă, lasă-mă. Mi-a dat chat-ul trigger. Mama e invitat. Tu-ți dai seama dacă îi zic la cineva arată în pula și în momentul ăla mi-o arată și fac... Nu e ok. Ai și buzițele alea. De pare că acum... Ala. Ce căcat. Pule. Multe pule. Zilele când ți-ai făcut tatuajul, nu ai avut ticuri? Am avut ticuri, dar a fost ok. Ce tatuaj ți-ai făcut, mă? Asta. Da. Ce scrie acolo? Epsilon? Ce scrie acolo? Epsilon? Epsi. Nu, scrie EA. EA. Ce înseamnă EA? Ia-mă acasă. Nu. EA înseamnă bă, EA. Băi, mi s-a... S-a dus pe pulă. Nu, mai dă-mi o dată play la ăsta aici. Da, așa. Hai, Nicolae. Dă-i play. Gat. Nu, lasă-l. Așa, bun. Lasă că e tras una în cap. Au, papa! Să nu vă uitați, să vă uitați și voi la... Dacă sunteți aici și aveți televizor acasă sau nu aveți televizor acasă... Lasă-mă, oameni. În momentul în care, o să vă zic eu dacă au avut numărul bun și dacă au avut numărul bun, să-l votăm pe Nae Nicolae pentru că merită, uitați, își pune apă. El nu bea alcool, să știți, el nu bea alcool. Ultima oară când am condus mi-a fost așa de frică cu el, încât am crezut că nu mai ajung acasă, pentru că el se juca cu o scobitoare în gură, stea cu scobitoare așa, așa făcea. Ce făceam, mă?
că n-ai mers cu mine cu scobitoare. Bă, dar nu mai știi data trecută când... Opa! Când am venit de la Ploiești, da? Ok, de unde e cu scobitoare? Am venit de la Ploiești și tu mi-ai zis că, bă, Andrei, stai în partea dreaptă pentru că în spate stă pisele. Ok, bun. Și după aia ne-am dus, ai luat-o tot înainte. Știi data trecută că ai trecut pe lângă poliție de mi-ai zis că, bă, vezi că o luăm pe dublă continuă ca să nu mergem peste semaforul ăla din partea cealaltă. Că atunci tu trebuia să dai pe rondul ăla de întoarcere. Atunci când ne-am dus dincolo, ne trebuia să cumpărăm pizza și ai zis tu încă că, bă, nu se poate pentru că e acolo și tipul ăsta de la partea cealaltă când era pe Ploiești. Foarte mie, cine ți-a scris textul că n-a pus punct, n-a pus X. Deci, bag-o pe aia. Ia-mă, nepulă! Nu, tu. Aba? Mor dacă mai îmi faci așa. Zim. Da. De când vrei să... De mâine. De mâine te apuci de scris? Eu acum nu mă apuc de scris, pentru că, uite, acum o să fac un spoiler. Dar lucrez la o piesă. Lucrez la o piesă. Ce da. Piesă, bă? Piesă de teatru. Nu, o piesă de melodie. O piesă... piesă de melodie, că e încă o piesă da. De... Lucrez la o piesă muzicală. Și va fi vorba despre... Mama! Va fi vorba despre motivație. Și despre inspirație. Și tu o să fii... Anca Radu, e maică-mea. Așa. Tu o să fii regizor sau ce să... Eu o să fiu... Eu deja am beat-ul, știi? Adică ce cântă. Eu acum trebuie să lucrez la... L-am băgat în ceas. La victorie. Nu, la versuri. Și după ce termin versurile, trebuie să lucrez la videoclip și după un timp, după aia totul e gata. Te-a pus și de cântat? Nu, doar melodia asta, atât. Opa! Păi și cum te gândești să o interpreți? Ce gen? Rap. Rap. Ăsta ți iese, că îi dai... Da, îi iese pentru că îi dau până nebunește. Dar știi că în Dabadab stai riba, nu e... Nu mai încoace! Asta nu e din rap. Schibirep, tai riba. Schibirep, tai riba. Da. Dacă aveți chat întrebări pentru arată-n pula, nu, pe asta nu. Dacă aveți chat întrebări pentru Naie, puteți să întrebați orice. Vrem o strofă. Nu pot. Deci chiar nu pot. În momentul în care a ieșit... Intri tu? În momentul în care o să am ceva cu piesa, o să vă dau un mix pe doar. Opa! Îmbruci! 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 Naie, îți plac șobolanii? De șobolani de pădure. Nu mai ziceți. Bine ziceți. Andrei, unde este Dodo și Leuțul? Sunt în Brașov. Da, spun. Ce faci, Nae? Ce facem? Bine, sănătos. Bun. Deci vorbeam, hai să vorbim serios puțin. Dacă putem. Gata, putem. Am râie. Am început bine. Arată-mi pula. De... Schip-lip, dai riba. Opa! Ce faci dacă câștigi Aimor? Stai să vedem cum îmi montează numărul și după. Bine, bine, dar așa prin... Mai zim cu piesa, că... Nu, nu poți să zic de piesă. Nu zici de... Deci va fi o piesă rap? Va conține o parte din viața mea, adică care are legătură cu bullying-ul, cu... Tourette, prin ce ai trecut tu și, da. Și în momentul în care am ajuns până aici, în punctul ăsta unde sunt acum, pe scaun. Și pe asta vreau să-mi acces cumva, să inspir oamenii, că indiferent de problemele pe care le au ei, ok, foarte bun. Pot să meargă înainte, știi, să le luau cumva curajul, să sugă pula mai bine. Nu. Deci dacă să tu faci curajul, asta, să meargă înainte, știi? Șobolan de pădure. O perdea de aer se poate ca să n-am legătură cu tine cu... Bă, n-aia, nu-i ok. Nu-i ok, normal că te cași de ore lângă mine, normal că nu-i ok. Sper să stai acolo pe scaunul ăla, să nu te ridici, să împrăștii pe ei. Cum... Ți-e rău și ție, sau? Nu, dar nu-i ok, poate, că nu le dau pentru că vreau. N-am zis că le dai că vrei.
Nu că baloane, lasă baloane, că eu nici nu simt când este, aia e chestia. Deci, nu simt, că eu când deci, am, nu știu, așa cum am. Băi omule, într-o lună de zile îmi pare rău, chiar n-am vrut să te chem aici să miroși mie beșina. Bășinile. Nu, ai făcut ceva în perioada asta. Multă labă. Nu, pe bune acum. Ai făcut ceva. Ți-ai umblat la funduleț? Nu. Adică te referi de obiecte? Da. O periuță de dinți. Adică ai putea să recunoști dacă ți-ai schimbat dacă ți-ai schimbat orientarea sexuală. Nu, Doamne ferește, eu sunt la fel de heterosexual. De ce Doamne ferește? Nu, 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 dacă aș fi gay n-aș avea nicio problemă. S-o suc de teras fără mădua spinării, știi cum? Mamă. Ok, și da. Spune-o, oameni dragi. Oameni dragi, sunt heterosexual. Nu, nu, nu. Păi? Nu vreau să suc. Bă, ți-ai schimbat orientarea, ai umblat la... Nu am umblat la nicio. Ai făcut un scaun mai... cu o presiune mai mare, cu... Adică ți s-a întâmplat ceva acolo, ai auzit? Nu s-a întâmplat asta. Ai auzit niște troznituri sau... Nu, frate, pur și simplu că astăzi am mâncat... Astăzi am mâncat... Era să vai, era să zic multe puli. Bine că m-am ținut, dar tot am zis, mă rog. Opa, multe puli. La cum îți spus e curul, nu. Și s-ar putea să aibă și acum ceva acolo. Hai, doci, joacă-te cu primejdea. Cum, opa? Nu, nu am nimic. Am mâncat o ciorbă de... O supă. Pizde. Opa, o ciorbă de fasole cu afumătură. Și... Aia, afumătura e... Afumătura aia. Știi de ce? Mi-a afumat tot intestinul subțire și gros. Pentru că afumătura este chimică. Ra. Afum... Nici că ai intrat fumul pe... Coaie, mai încet, pulă. Bă, că... Da-l, mă, în pulă, lasă-l să râdă. Bă, pulă, că e geamă. Să... Oameni buni, cred că are ceva în scaunul ăla. L-ați văzut. Cum făcea asta? Singur. Sigur umblă un dildo. Băi, și gata, mă ajunge. A cedat. A cedat. Băi, ce zice chat-ul? A cedat. Ce zice chat-ul, Andrica? L-a fost un moment chiar. Mă pui și pe mine. Ok. A cedat. Nu, zi ce spune chat-ul. Ia dă-mă să citesc și eu. A cedat rău. Ce să spune chat-ul? Moare aici chat-ul. Au, apa, ciupacabra. O bagi și pe asta. Te-ai gândit să faci un videoclip în care să danseze așa cum... Deci poliția o să vină 100%. Mă, îți dai seama că acum... Să vezi. Păi nu... Sargeul la cogeamul, hang. Doamne ajută, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă să zic că se cacă pe pulă, fete. Uite. Da, zi, deci... Săracul, asta e prima oară când văd pe Hag că râde în halul ăsta, pulă. Deci așa criză de râs n-am mai avut niciodată. Bă, nici eu. În săptămâna asta n-am avut. Dar ce se întâmplă cu tine, Andrei? Cu mine? Da. Adică stai așa că abia am revenit, că era să mă piși pe mine când am auzit pe ăsta cum râde. Opa! Păi și eu râdeam că... Dar ce ai făcut tu de la afumătura aia? Da, exact. Atât. Că aici erai. O ciorbă... Unde ai mâncat această ciorbă de fasole? Stai că am amețit. Nu mai mânca, frate, nu mai mânca fasole, că te distruge pe tot. Am mâncat-o la un restaurant lângă grădina zoologică. Deci tu ai mâncat ciorbă de fasole? Am fost astăzi la grădina zoologică cu prietenul meu și... Ce-ați făcut la grădina zoologică? Ne-am uitat la animale care nu erau. Bă, am văzut un...
Nu era o mulă. Deci ăștia ziceau că au tigri și am văzut un tigru slab, săracul de el în pula mea, că vinea să-i fut pe ăștia în gură, sincer. Cred că i-a dat un câine colorat cu carioca. Luca, să mersi mule tot, frate. Cum nu erau animalele? Erau Gabriele, uite, erau Gabriele. Erau animale, dar nu erau multe animale. Da, câte? Aștepta, fiind București, aveau... așteptam să fie mult mai poluat, știi? Din punct de vedere a animalelor... Populat! Exact, corect. Mult mai poluat din punct de vedere al animalelor. Mm, mai populat, da. Ai, tu ești? Nu sunt. S-a auzit vocea mea mai devreme? Da. Și atunci, cu mistrețul Costică. Și... Na, nu au fost atâtea animale cât... Au ce dat animale ai văzut? Am văzut un tigru. Care nu era. Era, numai că era slab, rău. Ca tine. Am văzut, nu. Eu semnam cu de-asta, alpaca. Cum dacă se cheamă? Deci ai văzut alpaca? Uite, avem 6 oameni. Ăsta e, codul... Penal. Zing. Opa! Despre ce vorbeam? Ce... Da, eram... Nu suntem cu alpaca. Erau acolo lame, dude... Stai că dude nu e animal. Dude. Nu dude. De-astea. Cum, alea, căprioarele alea cu cocoașa pe spate, cum se numesc? Așa. Giraf. Da, lăptile de-astea. Animale. Păsări? Păsări. Erau și păsări. Erau în libertate. Pe bune, nu erau acolo. Alea închise, erau la multe. La reptile v-au lăsat? Unde? În Arlechino? La reptile, bă, nu la Arlechino. Da, am intrat și la reptile. Numai că am fugit repede, că am văzut un șarpe care era așa prins, înghesuit, știi? De ce? Stătea acolo pe copac. Imaginați că este copacul și era șarpele așa, se ținea de el. Era frig. Da. Și am mai văzut de-astea. N-ai. Cum se numesc? Alea. Limbrice aia, bă, cum dacă se cheamă. Așa, șopârle de-astea. De vizuină. Și mai erau niște... Anaconda, era și anaconda. Când am văzut-o, eram așa, anaconda. Anaconda. Skibrip da eriba. Da badap sta eriba. Skibrip da eriba. Skibrip sta eriba. Zine cu piesa, nu, atât. Câte picioare au dudele? 8. Dudele? Tu o să faci orchestrația la piesă? Sau doar beat-ul ți-l alegi? Deci mie mi l-a făcut beat-ul Look Trap. Îi fac promovare pentru că omul e foarte mișto și mi-a plăcut foarte mult cum lucrează. Bravo. Opa. Și ai plătit? Adică dacă mai vrea cineva să-și scoată și el o piesă. Da, el are un studio, poate să are un studio, deci are studio la el acasă. Așa cum am și eu la mine deci acasă. Deci toate domnișoarele pot să hai meargă. Sus. Toate domnișoarele hai sus. Care vor să scoată o piesă? Da. Și omul lucrează foarte bine, că parcă își face, îți face beat-ul așa cum vrei tu, cum îți place ție, te ajută, pe mine m-a ajutat și puțin la versuri, la început, dar după aia am schimbat. Și hai acasă. Cuțu, cuțu! Da. Hia! 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 Ai zis că o să vină poliția din cauza lor. Tu urli hia. Și... Bă, nu știu ce se întâmplă cu trupul tău, dar fasolea... Bă, ai schiupat în asta? Pare un fel de dragon. Și atunci la piesa abia aștept să fac piesa. Am înțeles. Eu cred că am probleme cu capul. Pentru că nu mai explic nimic și nu mai înțeleg nimic din ceea ce zic. Nae. Și ne vorbeam despre... Vorbeam despre... Măi, Andrei. Felicitări pentru... proiectul ăsta cu despre piesă. Stand-up, despre piesă vorbeam, okay. Am vorbit despre cu viața personală perpendicular cu direcția de scurgere. Schilona. Urmează Nae Nicolae în curând, să vă uitați la Emor. Lasă-mă oamenii în pace. Abia aștept să văd câte like-uri ai luat. Zi-mi
se matează, cu viața personală. Se votează cu SMS, nu? Da. La 1313, parcă, nu? Da, la 1313. Da, cu viața personală sau cu viața intimă? Cum? Cu viața intimă sau personală? Viața personală, bre. Viața personală. Adică îți faci femeie, îți faci teacă la... Eu nu mai știu ce e femeie de ceva timp. Pun capră. Da, eu nu mai știu ce e. Da, bărbat? Nu, bărbatul știu. Te și observ, știi? Dar nu... What? Cocoși? Nu, dacă, genul, nu. Dacă nu. Te uiți cu alți ochi la mine... Păi cum cu alți ochi? Ăsta se uită încolo, mă uit doar cu un ochi. Da, dar să nu mă iei că... Nu te iau, frate, nu. Dansator de... Nu, doamne. M-a luat cu transpirații, că și eu mă uit la tine, știi că... Ia uite, te întreabă cineva dacă ai nevastă, n-ai. Eu nu am nevastă. De ce? Pentru că am fost căsătorit și am divorțat. Da, că ai povestit despre asta în podcastul trecut. Da? Am povestit asta? Da, că ai divorțat. De mult! Bine, șpagă! 7 lei. Lucas, mulțumesc, spune tot, frate. Să rămână. Deci ai tu... Copil vrei să ai? Nu. Păi de ce? Pentru că... Nu, glumesc. Nu știu momentan ce se va întâmpla. Ce copil ai vrea să ai? Dacă se poate jumate-jumate cu tigrul de la, de ai văzut pe azi? Okay. Ce copil? Șustă. Normal sau cum? Fată, băiat sau ce? Da, fată sau băiat. A, papa. Se poate câte un pic din amândouă? Nu, frate, uite. Cu cine ai vrea să iai? Cu Dana Săvuic. Glumesc. Dana Budeanu. Dana Budeanu. Da. Ia uite, Luctra, te pup, frate, mersi pentru 10 lei, dar nu mai dona, frate, că practic eu trebuie să... Nu mai fă de astea. Cine donează? Luctra, băiatul care îmi face mie piesa. Uite. Îmi face și piesa, mai și donează. Păi hai, mă, să spunem de... Deci... Dacă vreți să faceți piese, intrați la studio pe Luctra, nu. Dacă vreți să faceți piese, contratați-l pe Luctra, îl găsiți luc.trap pe Instagram. Vă dă? Nu vă dă nimic. Vă dă doar piese. Atât. Uite, muie. Și eu vreau să scot o piesă. Și tu vrei să scoți o piesă? Da. Ia uite, am cu un client. Am beat-ul, adică știu unde aș vrea să merg. Mi-ar trebui să mă joc cu un sax. Sofon? Normal. Un saxofon normal? Da, pe lângă orchestrație. Și... mai stau puțin cu mintețel. Să mai stai puțin cu tine? Da, nu am 3 strofe complet. Ah! Am înțeles. Cum sună beat-ul? Nu. Zic că zici bine, ia mai zi. Păi și unde e piesa? Unde e piesa? Tu așteptai să intru? Da. Păi credeam că, na, la 4 intră mine? Nu, coaie, nu intră mine. Asta. Mersi mult de tot, Ron Adopter, bă, te pup, mulțumesc mult de tot, frate, pentru 50 de lei, să rămână. Mulțumesc mult. Bă, dar te topești la bani. Eu nu mă topesc nicăieri. Mă, și cum citești, ești... mulțumesc foarte mult. Păi nu, dar le mulțumesc, știi că dacă ei vor să... cumva, deci, eu nu vreau ca cineva să doneze. De acord cu tine. Știm amândoi, eu te înțeleg, da. Glumeam acum cu tine. Cum, cât îți rămân din... Vrei? Cât îți rămân din bani ăștia, că mi se pare YouTube scârbă YouTube-ul ăsta. 30-40%. 30-40%. Cred că 30. Oamenii îți donează bănuții ăștia pentru a te susține în ceea ce faci, da. Pentru a fi alături de tine, nu? Mm-hmm. Băi, iar te bești? Nu, frate, nu, nu mă mai lovesc. De ce nu ți donează pe un Revolut? Ca să pentru te poți folosi de bani. Pentru momentan este blocat. Îți faci alt cont, îți iei o cartelă și îți faci pe un alt telefon un alt cont de Revolut. Adevărat și asta. Și bănuții pe care vrei să-i poți investi în echipament... Prostituție. Hai că investiție dacă e aia. Să investești în ce ai necesar pentru... Podcast. Oricum, ideea este... Ai, de pula mea. Au ieșit în țară oameni buni.
Stai așa puțin. Ref, Andrei, mă poți spune, te rog, cum îl găsesc pe LookTrap? Da, pe LookTrap îl găsiți look.trap pe Instagram. Vreau să zic că eu vreau să mut studioul jos. Da, ți-am zis din prima. Deci o să fac asta. Uite cât e de cald aici. Știu, o să mai țin câteva episoade studioul aici. Aduci fete aici? Nu, aduc patul aici sus. Patul de jos. Tu ca să dormi aici știi că o să fii copt. Nu, că eu nu o să dorm aici, îl aduc aici doar pentru invitați. Deci omul ăsta e prăjit. Deci cum mă să aduci? Și caldă în groapă, direct. Să aduci patul da. Pentru invitați? Da. Păi invitații vor dormi și la tine? Păi dacă tu vrei să dormi la mine, unde te pun să dormi pe jos? Nu, frate, sus în mansardă. Unde a fost probleme la mansardă. Un podcast de succes cu Nae Nicolae. Să știi, Nae, că eu cred că o să te invit din ce în ce mai des la podcast. Așa. Fără bani. Cuțu, hai acasă! Bă, tot. Să te cași pe mine. Bă, doți. Mersi. Mulțumesc, bro, să rămână. Mulțumesc mult. Dar nu mai donat că-ți par capul. Pa, pa. Nu, are... Cosmin Constantin Borșa, mulțumesc mult, unde-i camera mea? Dacă e fi în locul meu. Deci... Bă, mă, avem, ne legăm de ceva sau o bâșbâim așa până? Păi ne legăm, ne-am legat de ceva, s-a dus pe treabă, ne-am legat pe cealaltă, s-a dus pe beșină. Câți oameni mai sunt? Sunt 777 de bani. Dar cum de oameni nu, avem 1000 de like-uri, că la 1000 de like-uri n-ai o să-mi pună întrebări. În orice cameră vrea, toate stale lui. Lasă-l mă că iar intra aia. Aoba! Aoba! Băi! Nu! Nu! Puh! La 1000 de like-uri nu uitați că avem întrebări și provocările de la Nae Nicolae. Așa că apăsați butonul like să ajungem până în buci. Bucile lui Nae! Nu, că să... nu, nu care hemoriz. Băi Andrei, las-o dracu cu turet și cu toate alea, dar tu tot îmi spui de buci, tot îmi spui de alea. Tu crezi că... cum mai vedea pe mine peste următorii 5 ani? Te văd făcând la fel YouTube. Ah! Mi-aș dori să te văd cu un copil. Cu un copil? Da. Aia mai lipsește. În 5 ani cu un copil. În 3? Hai, nu. E prea devreme. Hai, uite, hai că 5 ia pe 5. Bă, gândește-te 5 că okay. Poți să-l faci okay. în maxim 9 luni. Mai puțin de 9 luni nu prea sau dacă se naște prematur. Bă, nu, nu, nu. Nu că la mine șanse să am copii sunt ok, dar sunt ok și sunt șanse ca să aibă turet. Ai zis 50% și sunt șanse. Că sunt șanse să se băture. Da, da. Cercetătorii britanici au găsit că îl poți face mult mai repede de 9 luni acum și fără turet. Fără... Nu, nu, nu. Nu las prematur, că am fost eu născut prematur și uite ce a ieșit. La cât a ieșit? La 7. Da, de ce? La 7 ani de școală. La 7 luni. Pentru că... În Ciuc? Nu... Miercurea Ciuc? Nu, în Berg, în Birg. Berg... Da, mi-a curiosit că am ieșit. Bine, în spital, nu în oraș. Opa. De ce nu puneți chatul pe ecran? Pentru că unele persoane vor să se uite full screen, dar să vadă și chatul, mai ales pentru ce... Da, mă, uite, hai să... Ia, dă, dai de-l pe... Hai să vedem dacă putem pune chatul pe ecran. Dar vezi să nu se vadă că am intrat eu pe acolo, pe la... Apostole! Pe la site-ul... Arată-ne pula! Nu! Tot respectul, seara bună. Mersi mult, Cosmin. Să rămână. Hai să vedem dacă putem pune chat-ul. Eu mă curios când se facă. Andrei, te bine, mă, și eu. Mulțumesc mult de tot. Pune mâna aici. Nu, că e deja dus. Dar nu ne închide, nu? Nu, 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 nu ne închide. Elefantul poli. Nu poți să acu... Nu poți să acu... Ce înseamnă? Băi, nu pune... Așa, și unde chat-ul? Mamă, cât de gras sunt. Uite, aici chat. Da. Și unde e chat-ul? Ah, pe Discord. Se conectează cică la chat. Uite acolo e chat-ul. Aici. Focă Emil. Emil Focă. Ok. Uite cum se vede, nu e ok. Ba da, da. Nu e okay, bro. Dar nu putem să vedem ce scriu cei din chat. Da, nu, uite, nu. Ba da, uite, n-ai grasul. Păi n-ai grasul, da, dar n-ai grasul.
Lasă așa. Da, bro, dar nu e de la ecranul ăla, vreau că ești bine. Eu am nevoie doar de cât de portocaliu ești, n-ai? Eu n-am portocalie. Eu am nevoie doar de chat, atât, nu de ăsta. De ce? O să tragem al cablu, hai. Apă. Da. De ce nu vrei? De ce nu poți? Păi da, uite cum se vede, n-ai. Și ce? Cu ce deranjează? Păi dar nu e ok. Păi îi deranjează pe oameni dacă se vede așa? Clar. Da, mă? Ce? Îi deranjează că se... Pe mine mă deranjează. Mie nu-mi place că se vede așa. Ai și tu problemele tale. De la mansardă. Lasă-mă, vedeam și eu ce mai scriu oamenii. Vezi numai tu? Dar îți scriu, îți zic. Păi nu poți să-mi spui ce spun toți. Uite, mă, uite că nu se mai deconectează, n-ai. Închide-l, scoate-l din priză. Te opresc asta, disconect. Mamă, m-am înțepat aici. Așteaptă să plec de aici și după aia faci prin infarct. Bă, dar de ce-ți una? Eu mă curăsc când sunt... N-ai, ai pus capravacă? E ok, se vede bine. Ok, bun. Da, ba, da. Schimbă de aia riba. La. Dar poți să-l pui direct din obio să ruleze în timpul ăla. Ok. Ți-a dat chat-ul soluția? Nu. Aia data viitoare, la următorul live. Bun, hai să stăm pe un subiect anume. Hai să stăm pe... Dacă ai vedea... Cum tragi tu, de exemplu, concluzia despre o persoană în momentul în care o vezi? Vorbești prima oară cu el ca să tragi concluzii despre ea? Sau vorbești... Nu. Sau... Mai ai niște dragoni în tine astăzi că... Sau vorbești prima oară cu ea și după aia spui o părere? Sau o vezi de la prima impresie? Și dacă prima impresie contează pentru tine? Oameni care la prima impresie nu îmi spuneau nimic, după am ajuns să-i venerez. Nu mai merg pe prima impresie. Nu contează. Stai, m-ai întrebat altceva, că mi-ai pus 4 întrebări într-un. Tu și Denis Rifai. La, urmează întrebarea, dar mai spune încă o dată pe prima, dacă mai știi, a doua, a treia. Te interes, îți pui prima impresie? Nu, dacă... Despre impresie, ziceam. Nu, era altceva, că... Nu era cum. Deci tu, în momentul în care vorbești cu o persoană... Da, trag o concluzie după prima impresie sau... Exact, după prima impresie sau... Nu, trag o concluzie după... Nu, poate are o stare, poate are o... Dintr-un anumit punct al vieții, nu știu, poate n-am prins-o într-o zi foarte... Ok. Mm-hmm. Ai avut persoane de genul? Da. Care, de exemplu, te-au făcut să te simți foarte, foarte prost, dar a doua zi au zis că, bă, îmi cer scuze pentru... Da. Apreciez oamenii care... Pardon, își cer scuze. Hai cu scandal! Apreciez oamenii care... Ce faci acum? Bă, tu m-a scurs pe mine sau prins muște? Da, ascund asta. Păi oricum nu poți să ascunzi nimic. Așa, gata. Hăba, hăba, hăba. Bun. Și... Ai, n-ai... Nu, las omul să, îl descoper pe parcurs, efectiv, cum am spus, încrederea se câștigă, nu se obține din start ca o garanție. Mm-hmm. Ok. Ce impresie te-ai făcut despre mine? Prima dată... Apă. M-ai luat cu frumos, un hai pe aici, la, ia un chips, a doua oară te-ai căcat pe mine 2 ore din 3. Eu vreau cum are că m-am căcat 2 ore din 3? Păi în 78 de minute te-ai bășit de 4 ori. Asta ce știm noi. Ai mai dat și strânse de gât. Nu, dar ia și tu niște... Nu mai vreau că sunt sărate. Bă. Dar nu le lua, că eu vreau să fix voiam să iau. Păi dacă iei, dar nu arunci pe... Ia mă, normal! Vezi, asta nu-mi place mie, că ies cu tine la terasă, te-a pus să dai cu paharele de apă pe... Păi da, așa am făcut și cu apa, cu... Știi că mi-a lus atunci sucul, tipul acolo. Da. Și era cu gheață și am început să bag degetul în gheață. Da, știi. Alexandru, că m-am mulțumesc mult. N-ai e băiat cu bun simț. Bă, are bun simț, n-ai. Ce că plânge ca mult, n-ai. Cum să plângă? Ce faci, n-ai? Unde plâng? Nu știu, ai zis că plângi. Este cineva în străinătate chat care mă poate ajuta cu plăcerea?
What? Ia uite, cine are nevoie de plăcere, ci că ascunde fârți sfârcul. Cine? Tu. Ce sfârc e? Ce țânțe are? N-ai e băiat cu bun simț, n-ai e un băiat foarte... Uite, eu, hai să zic prima impresie pe care am avut eu despre tine. Uite, m-au... Tudor Covace, mulțumim. Dă-i, spune tu și spune după... Tu, spune tu. Eu nu uit ideea, dă-i. Nu, că și eu uit ideea. Păi eu nu o uit. Ai, tu nu uiți. Da. Bun. Ce vreau să zic? Că prima impresie despre mine. Despre tine. Eu prima oară când te-am văzut la Iumor, era în primul sezon. Primul sezon te-ai văzut, nu? Da. Genial. A fost un număr super mișto. După... Opa! După... Îl drept, întoarce și îl pupici. Îi dai bezea. Ah, după aia când te-am văzut în... După când te-am văzut în finală tot în sezonul trecut. În primul sezon. În primul sezon, da. Am crezut că m-am luat cumva după părerile altora. Pe părerea altora, știi? Okay. Că ești arogant, că ești te comporți râd, că nu știu ce. Dar de fapt nu e așa. Ok. De fapt, fapt tu în sinea ta ești un om cu pula scurtă. Adevărat. Ai dat drumul la porci sau a venit cu tine de la grădina zoologică? Zi. Nu ești cu pula scurtă, deci, adică nu știu cum ești tu cu ea. Dar după... După... Deci tu te-ai luat după ce au spus ce... M-am luat după părerile altora și am crezut că... Arogant? Arogant așa. Dar de fapt ești jec de om? Da, așa. Corect, mă jur că asta am crezut. Okay. Dar de fapt nu ești așa, tu chiar ești un băiat bun. Ok. Și ai bun simț și... Și ajuți persoanele. Okay. Și eu, uite, chiar mă bucur că vrei să mai facem live-uri împreună, că mie îmi place foarte mult și cred că le place și lor. Și sper că îți place și ție. Mie mi-era teamă de comunitatea ta. Am văzut-o foarte legată. Opa. Și mă așteptam la reacții de genul ce le-ai adus pe grasul ăsta, ce le-ai adus pe înțepatul ăsta, ce le-ai adus pe figurantul ăsta, ce le-ai adus pe... Dar e normal ca oamenii să judece așa. Că nu mă cunosc. Nu... Da. Mai aveai ceva de spus după? Că bă, te-am cunoscut erai... Am învățat puțin și din asta că nu e ok să stau tot timpul, să stau după părerea ta, știi? Să judeci oamenii da, după adică părerea altora. Mie poate să-mi zic că eu sunt curvă. Mie poate să-mi zic că, de exemplu, nu sunt. Mie poate să-mi zic că cineva că bă, uite, tu ești cu curva aia în pula mea și așa da. Parte. Și de fapt, eu mă iau după părerea lui că bă, e curvă. Și când o să întâlnesc pe stradă ce faci tu curvă, dar de fapt dacă aș fi vorbit cu ea, poate ar fi fost complet diferit. Adică sunt sigur că ar fi fost complet diferit, știi? Pentru că fiecare om se comportă diferit cu altcineva. Eu cu tine mă comport are cumva. Raportul lui față de... Uite, eu de tine am văd lucrurile într-un fel, de Angel parcă i-aș da un brânci. Pute! Că... Angel, pute! Glumesc. Cu Angel clar mă comport, adică pe Angel îl văd altfel. Și acum nu e, la tine nu e partea de milă sau de ceva. Da. E că am reacționat și cu tine chiar am râs. Și tu m-ai luat în zona ta... Băi, râdem, ne simțim bine, ăsta nu mă studiază, nu e cu hopa, cu taci! Că, știi, nu ai lucruri de genul. Bă, dă-i puțin mai încet și când apar tu, okay. Îl dai tare, că s-aude. S-a deranjat? S-aude pe fundal. Ți-am tăiat din maioneză sau? Muștar. Scuză-mă că... Cum? Da. Și mi-era teamă de comunitate că o să mă ia, bă, ce caută grasul ăsta aici? Bă, nu. De ce? Pentru că, în mare parte, comunitatea pe care o am eu, nu judecă omul. De-aia mă și urmăresc, știi? Opa, că pe mine m-ar futut, nu m-ar futut. Nu. M-ar fi putut... Am înțeles de ce ai comunitatea atât de mare. M-ar fi putut judeca, că bă, uite, opa, uite-te la... Și la cazul ăsta social, de exemplu, da? Dau un exemplu. Da, nu-i băga în seamă. Na, s-a răspuns. Nu-i băga în seamă, la fel și partea cei ce comentau. Am văzut că ai pus clipurile alea, bucățile alea pe TikTok cu noi. Aia, au făcut, deci clipul ăla în care am zis că okay. Îmi place pula, dar nu-mi place. Am făcut 2.700.000 de vizualizări. Și prin comentariile alea ai văzut ce fel de comentarii sunt. Eu în prima parte îți recunosc, când ne-am cunoscut la ora 4, nu? Eram, bă, n-aș râde de om.
Dar după te-am simțit pe tine într-o zonă, bă, dacă nu râzi și nu ești cu mine aici prezent, efectiv ai venit să-mi plângi de milă, du-te dracu acasă, lasă-mă că îmi plâng eu de milă și au... Și atunci zic, a, păi mă distrez cu omul. Ce face, ce scoate, e binevenit, dă-i cu margarină pe pâine. A, papa. Și atunci am zis, da, ba, da, stă, e riba. Nu te vină mai încoace. Schibrip de ara. Schibrip de riba. Schibrip de riba. Da. Și părul seara îți spun că am râs și nu a fost nimic fals. La un moment dat eram, zic, bă, nu mă duc în, să nu mă duc în, nu știu, în alte zone. Intru într-o buclă de râd ca papagalul și încercam să mă abțin. Să nu râd, să nu merg în zona de papagalisme. Dar nu, nu puteam să-mi bag. Nu puteam să mă abțin și seara aia mă dureau fărșile de râs. Să... Și bă, atunci te-am văzut și pe tine, bă, ăsta e Andrei, așa mă compor cu el. Da, eu nu vreau mine, asta și e ultimul după, lucru pe care îl caut. Deci ai zis, bă, e arogant, dar probabil m-ai cunoscut și ai văzut că... Stai că... Nu e așa. Care... Deci știi că tu ai momentele alea în care, de exemplu, câteodată, da, tu nu vorbești. Îți pui fața tristă, sau nu știu, așa poate așa dai tu de impresie, dar nu e tristă, pentru mine e tristă, că te văd așa. Da, și nu zici nimic. Deci, oamenii... Ce faci în momentul ăla? Gândești? Mă gândesc, da, la lucruri. Deci, de ce nu poți să stai și tu în prezent? Pentru că vorbe... Am stat de vorbă cu tine. Nu știu, era o chestie că zic, comedianții sunt triști. Nu. Eu îi văd în mare parte sunt îngândurați. Ce faci, mă? La ce te uiți? Băi, Andrei, tu ești atent la mine? Sunt atent numai când păi ce pula mea, te-ai apucat de a așeza preșuri până casă acum? Mă curăț când se împort. Opa. Păi, curăță-te de acum. Aribai bio. Ce? Nu. What the fuck? Ce ai aribai bio? Și... Da, nu pot să râd așa, să vin, ha-ha, hai să zic glume, nu, să râd. Clar, nu. Eu de regulă culeg de la oameni. În timpul liber sunt tăcut și absorb. Eu am momentul meu doar acolo pe scenă de 40 de minute, în ăla scot, în rest absorb. Mm-hmm. Și pe urmă încep să leg, să dezvol, să vin cu un lucru nou. Dar ți se pare ție, uite și prietenele tale, Pisi și cine mai e? Pisi și Ada. Da, îmi spuneau că, dar nu ești cu... Intră pe stand-by! Ce ziceau, că am venit nervos, că am venit... Da, te-au văzut așa nervos, da. Nu. Schibrip de aeriba. Nu. Acum dacă fac stand-up nu trebuie să râd. Evident că nu. Nu, normal. Tu dacă făceai filme porno, mă luai acum că... Bă, de ce nu ți-o scoli? Nu, da, hai n-ai să-ți arăt eu cum filmez, că... Nu, că n-aveam cu cine. Da. E căcat. Zi mai departe. Da. Și... Da, asta credeam eu, știi? Asta prima credeam. Oară, da. Dar de fapt așa ești tu și omul este un suț. Ne pupăm pe gură sau cum? Nu, lasă. Schibrip de aeriba. Schibrip de aeriba. Dabadab, stai aeriba. Și că ăsta e un exercițiu de dicție. Schibrip de aeriba. Dabadab, stai aeriba. Nae, ți-ai terminat lucrarea la dinți? Cine întreabă? Întreabă Naia Nicolae, nu că Naia e aici. Întreabă Ștefania Tudora. Da, dar de unde știa de... Păi dar n-ai zis de dinți pe podcast? What? Care podcast? Care podcast? Podcast pe cam... Da, amândoi, noi primii atunci, primul podcast al nostru. Live-ul, primul live. Eram în lucrare atunci? Erai pe lucrare. Da, erai în lucrare. Da, mi-am terminat lucrarea și... Acum... Bă, ce miștos dinții, pula. Vreau. Bă, dar nu te uita așa. Trebuie să ai o față de bărbat, nu de... Aua. Bă, ai dinți mișto. Ai început cu complimentarul? Acum când vorbești numai în gura ta am să mă uit. Ok, țin ăsta deasupra. Păi nu, că mă uiți așa. Zi-mă.
Da. Și da, am terminat lucrarea, deci terminat. Sunt ok. Acum Andrei, lucrez... tu când îți pui dinții? La mine o să mai dureze puțin. O să mai dureze vremea la mine. Hai să-ți recomand un doctor bun. Doare? Nu că deja am vorbit oricum. Ca deja să am înțelegi, eu sunt prințesă la categoria durere. Aha. La mine dacă doare, nu, nu o fac. Da. Așa a fost și cu implantul de păr. A durut puțin acolo, m-am cam păcălit. Adică a durut. A durut. Dar la dinți nu a durut nimic. Bă, nici ți-a făcut o femeie sau un bărbat? Femeie. Păi și eu ce dracu fac? Eu mă umblă în gură și îi zic fute-o. Nu, mai, nu îi zici fute-o. Ah. Că lucrează foarte bine. Are mână ușoară. Are mâna care, cum să zic, îți face anestezia și bagă puțin, câte puțin, câte... Mai amorțește loc, iar îți mai bagă, iar... Mie asta îmi trebuie, să nu mă doară, să stau liniștit acolo. Mm-hmm. Că dacă mă doare, eu plec. Mă bucur că am dat... Dar am să mă gândesc puțin. Eu am acum un... Așa, un fel de dentist la care... Ah! Cum un fel de dentist? Cu care am vorbit, un dentist cu care lucrez, cu care am vorbit deja și spunem. Salut frate Raul, salut. Mă bucur că am dat de pe For You de un clip mai vechi de al tău de pe TikTok. Tu m-ai ajutat să văd viața cu alți ochi și să pricep viața altfel. Opa! Da. Mai altfel, acel touch a fost epic. Ah, da. Foarte tare. Scuze de spam, stai mă liniștit. Pardon, dentist. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Am ui! Să-ți rupui! Hava! Ui! Și atunci, Ana, uite, toată lumea zice aici, n-ai câștigări, n-ai câștigări, n-ai omor, sunt sigur. Eu sper. Eu chiar cine sper să câștige, n-ai. Ui, what the fuck? Da, mie, nu știu, să vedem. Pentru tine ți-e indiferent? Nu că mi-e indiferent. Încerc să nu pun nimic pe talerul ăla. Îl las așa. Pentru că n-aș vrea, ce, ca după să fiu dezamăgit sau, bă, erai, nu câștig, nu, alea, lăsați-mă că îmi văd de treaba mea și după, da. Bă, stai puțin. 7 poli. Tu mai vrei apă în aia? Vrei da. Să te servesc? Las că mă servesc eu. Ok. Decât să dai cu chat, sper că vă simțiți bine și sper că... Hai să ne ajute și chat cu ceva premize de discuție. Dacă aveți întrebări sau orice fel de chestii, puteți să ne întrebați orice, că suntem aici ca să vă răspundem. 908 like-uri, încă puțin până la 1000 de like-uri și știți ce se întâmplă. Surgem? Nu. Poate doar eu, pe n-ai nu-l bag aici. Termină cu asta, mi-ai dat sărățelele astea, m-au omorât. Ce sărățele, frate, că astea chipsuri? Sunt sărate, nu mai mâncați prostii de-astea. Sunt bune. Nu sunt bune, frate. De cât o are n-aie? Asta nu e un tem. What the fuck? Ia, arată-le un ăsta, ce ți-a rămas acolo la țigări. Arată-le, mă! Acolo când sunt jme... Am dat în cameră? Nu. Eu am toalet doar prin gesturi. Moderator sunt pe față, moderator nu sunt pe față, da. Sfaturi pentru tineri care vor să devină comedianți. Să-și pregătească, nu știu, toți avem câte o povestioară, avem avem ceva al nostru, o întâmplare, o chestie. Să meargă la open mic-uri, la seriile de amatori, să urce. Ce ai făcut? Ți-ai scos doi dinți. Nu. Să meargă la seriile de amatori, să urce. Adică open mic-uri. Da. Să facă, adică să spună povestioara aia, să are un schelet, așa a văzut-o el, așa a gândit-o, sau da. Așa a spus-o prietenilor, că ai văzut, e câte unul care e amuzant în grupul de prieteni. Da. Ah! Să meargă să o Chuck spună Norris. Și după să vadă, bă, poți, e de mine treaba asta, nu... Uite, am văzut că ai umor și, nu știu, poate și pe la alte concursuri, la asta, nu știu, la zi. La bă, ăsta, acum. Aia cu Au Talent? Da, și pe la România Au Talent. Au Talent! Care... Da, s-au dus neurcând la seriile de amatori, au vrut direct explozia. Da, adică buful ăla mare, nu? Și nu te ajută. Că... Exact cazul meu. Cumva. Da, la tine e o particularitate.
Sunt, cred că e vecinul că ar trebui să închidem live-ul, nu? Așa. Urcând, ajungi să te strunjești, ajungi să zi, îți scrii anumite glumițe, le bagi la borcan, gen la murături, scrii altele, le bagi la murături și când ajungi pe scenă, începi să... Tună, ok. Ajungi pe scenă, începi să scoți de la borcan și le livrezi, le dai oamenilor ce ai deja pus pentru iarnă, bun. Ok. De asta spuneam și ție, urcând, ajungi ca pe unele lucruri să le iei, să le pui acolo. Bă, asta e bună, merge, o pun acolo. Ok. Ce întrebări mai avem aici? Ce întrebări mai avem? Andrei, mai ești marul la chiloței? Na, poftim cultură. Ce să fac să mă bag în seamă cu o fată cu care nu prea vorbesc, de la Alex? E din același, adică o ved, nu știu, prin, în seamă pe online sau? Și online și offline. Cred că hai să fie așa, cu? În general. La general. Să ducă direct cu... Să arete pula. Bună, ce faci? Și să-și găsească de acolo o schiță mișto de a o invita undeva unde n-a mai fost și ar vrea să meargă. Da. Nu la cimitir. La mine în gură. La tine în gură. Naia Nicolae, cine te-a convins să mergi prima dată la iUmor? Cei de la iUmor m-au convins că ei ne-au recrutat. Adică au venit la Deco unde era seara amatorilor și de acolo au zis, nu vreți să veniți la o emisiune? Mi se pare că se numea România se distrează sau ceva de genul ăsta se vehiculă. Nu, era iComedy. Sau iComedy după... Ah! Mă cac pe mine și mă simt mai bine. Trebuia să o faci înainte să... Da. Bag-mi-o la zeamă. Ce anume? Nimic. Uităm tot. Forget. Forget. What the fuck? Forget. Câți ani aveți? Eu am 28. 35. Bătrân. Cum stai ai 35, bă? Da cât? 40? Nu, dar nu ales bătrân deloc. Bă, băiatule, iar dai cu compliment? Stă bine. România se distrează, trebuia să se numească inițial, dar cine? Ce cine bine spune? Că nu s-a întâmplat. Cine spune asta? Salandrache. Înseamnă că e cineva din cadrul antenei sau? Nu știu dacă e din cadrul antenei. Ia, dă-ne mai multe. Cum ți s-a părut? Uite. Cum ți s-a părut Andrei când a fost la iUmor? Ah! Apă de izvor. Sincer, am văzut o bucățică mică din din audiții. Din finală n-am. Nu, finala nici nu vreau să trăiesc, adică. Mi s-a părut un Florin Siriac, dar un Florin și... Siriac? Da. Cine e? Florin Siriac. Florin Siriac. A fost un nu Siriac, Siriac. Tip Siriac, prin Siriac, Siriac, am zis. Siriac. Nu, Siriac. Nu, frate, e Siriac. Ia, întreabă chat-ul ce a auzit. Florin Siriac, cu S. Da, Siriac. Da. În sezonul 7, sau nu mai știu când a fost, tipul ăla de a explica, de a explodat după aia cu... Bă, nu vi se pare că noi suntem... Nu mai știu ce glumă avea. Tipul din Burlad. Așa te-am văzut pe tine, dar cu turet. Ah, ok. Mie mi-au spus mulți că semăn cu Puiu Călinescu, tu ce crezi? Da, Puiu Călinescu tot la 28 a plecat dintre. Te-ai căcat el de podcast. Oameni dragi, ne cerem scuze. Bă, eu... Dacă s-a aburit camera aia. Frate, nu mai mânca fasole, că nu e... Nu te-ai săturat să fii român. Așa, nu te-ai săturat să fii român. Ai văzut acolo, nu? Da. Așa te-am văzut eu, cum? Nai, Nicolae, ce faci tu de zi cu zi? Dorm? Uitați-vă la Andrei. Stomacă-i lungă. De ceva timp... Poți să... De ceva timp? Încerc să-mi dezvolt mai multe show-uri. Unul dintre ele va fi, dacă îl pot integra așa, Crowdwork. Abia l-aștept să... Crowdwork-ul. Da. Adică ce, odat în seara asta, Gherghe, la fel nu? Ce încercau și ei. Dar Gherghe acum a avut material pregătit? Cum?
Cred că ai avut material pregătit? Acum, eu că nu, știu, mai nu, știu, că nu știu care parte... Unde a fost acum la stand-up? Da, nu știu care e... eu nu am mai fost cu el din 2017, 18. Nu știu care e materialul pe care îl încerca în seara asta sau care era material vechi sau... Că el am văzut că vorbea cu publicul și da. El se lua cumva de răspunsurile pe care le dea publicul. Cam ăsta e crowd-ul. Și e destul de fain. E foarte fain. Este mai ales un că tip... la român prinde... Este un tip care face așa... Opa! Care? Face... Cine? Jimmy Carr. Da. El face foarte fain crowd-ul. Da. Mergeam mai la mai sunt. Cine? Mai sunt de pe afară, dar... Mai sunt. Și la Hello. Noi sunt... Mister pe Mister Bean. Hello! Teo o face foarte bine. Teo? Da. Ce zici de Costel? Costel... Ah, Costelul! Nu m-am mai prins Costeluș. De la bucata cu zi, când povestea că a condus beat și zi, toți aveau centurile, prietenii lui, iar el n-avea centura. I-a oprit poliția, el n-avea centura, toți aveau centurile și ăla de pe mijloc avea centura din spate. De la bucata aia, nu știu, nu m-am mai... Dar spun care un... m-au prins, Sorin, da. Pentru mine e pe locul 1, mm-hmm. Acolo lângă e Vio. Și Costel. Costel nu e. o să fac un spoiler, o să vină... Am auzit Costel. O să vină Costel aici, da. La podcast. O să abia vină Costel la podcast văd. Pe 28, adică vineri. Abia aștept să văd. Și eu sunt tare curios ce să iasă. Nu știu, ce vorbești cu Iisusul? Am vorbit cu Iisus? N-am vorbit cu Iisus. Ce să vorbesc cu el? Da. A, nu știu. Nu știu. Am pregătit câteva întrebări. Însă... Nu știu, eu sper să fie cumva... Să nu aibă reținere, știi? Să nu aibă reținere... Nu, nu, să... nu. Dacă vorbești înainte cu el și... Lasă să te cunoască cum ai făcut-o și cu mine. Da. Vine de la ceva? Vine de la 9:30. Salut, o întrebare. Tu când te bărberești, o faci cu un big sau cu o mașină de bărberit? Cu o mașină de bărberit. De care? Cu o mașină de bărberit. Berberiță? Berberit. Berberit. Ce cauți și nu găsești? Încărcătorul. Încărcătorul? Da. N-am încărcătorul. La telefonul câtă tău. Câtă baterie mai are? 15%. Nu, bă. Cât are? N-ajunge, bă. Cât are? E pe roșu? Da. Uite, bă, că ai încărcătorul. Bună întrebare, cea cu vaccinul. Care? Ia să vedem. Vi se pare că este să ne ia vacanța de vară o lună? Bă, astea nu știu, nu pot să comentez prea mult. Ah! Ce v-ați vaccinat? Nu, eu nu m-am vaccinat. Și nu o să mă vaccin, o să mă vaccinez doar în momentul în care o să văd mai multe date despre vaccin. Bă, eu o mai întind și eu. Dacă sunt oameni care s-au vaccinat... Vreau să văd, adică e puțin... Nu vreau să sune cumva că bă, ăsta vrea să vadă cum mor alții. Nu. Nu, că mulți se duc acolo, știi? Nu, că nu moare nimeni. Nu, mor toți! Muriți, muriți! Nu, fac. Vreau să văd ce se întâmplă, care sunt efectele, că nu sunt date pe termen lung, vreau să văd niște date, să văd dacă chiar funcționează, pentru că, da, într-adevăr, e cum... Dar tu de la care... ce institut ești, bă, băiatul? Quanta Cuzino. Vaccinați-vă să nu mai fie multe cazuri. Păi, uite, cred... Sorina... Te pup, Sorina. Uite, și Sorina s-a vaccinat și a făcut apelul. Ok. Și cum se simt? Că Sorina colegul... se simte bine. Eu cunosc Sorina, ea nu a avut probleme. A avut doar câteva simptome de răceală la începutul vaccinului, că a luat de la AstraZeneca. Dar după aia s-a simțit ok. Nu a avut o problemă. Colegul Manolescu mi-a Cristi spus Manolescu. Că... Bă, Cristi! Opa! Mi-a spus că nu s-a simțit destul de bine. Adică ziua de după a fost în pat. La da, pat, pe sunt cazuri de astea. Sunt cazuri de astea. Nu știu, mai stau puțin. La, și eu la fel, eu mai stau puțin. Ah. Andrei, turetul? Opa, afectează eu, pula? Nu. Eu cred că turetul afectează am și sau avut acest slab. COVID. Eu și eu cred că l-am avut. Am avut o răceală foarte puternică cum l-am avut în viața mea. Uite, și am plâns. Eu? Și eu plecam cu răceala pe picioare, pe stradă. Eu n-am mai avut răceală de 2 ani de zile, 3 pe acolo, deci n-am răcit deloc. Și faza este că eu când am stat în Brașov, când am stat în Brașov stăteam cu un prieten în casă și cu gagică asta. Nu, nu fără de asta. Nu, nu, n-am făcut nimic cu el.
Și el a avut COVID. El a avut COVID și eu am stat bot în bot cu ei. Arată-mi pula. Și și n-am luat. Adică poate am luat, dar n-am simțit. Păi ăsta se lua doar prin nas. Păi da, eu stăteam bot în bot. Adică vorbeam cu ei, tușeau. Și am zis că bă, vreau să mă expun, să-l iau, ca să creez imunitate. Acum dacă l-am luat sau nu l-am luat, nu știu. Dar majoritatea testelor au fost negative la mine. De sarcină. Din fericire. Ai făcut și tu pipi pe un test de sarcină? N-am făcut test de sarcină niciodată eu. Unde era că să fac naie? Bă. Papa Nicolau a făcut. Ăla n-am făcut, nu. Ăla l-am făcut Papa Nicolausul. A știi că... Dar Papa Nicolausul se face și la bărbați, nu? Știu, dar al treilea... Dar ce era Papa Nicolaus? Că știu că mi-aduc aminte că pe... Al treilea de... papă la catolici s-a numit Nicolau. Papa Santa Nicolaus. Papa Nicolaus. Papa Nicolaus. Schimbi papa. Papa. Eu am făcut cu Santa Nicolau. Santa Nicolau. Papa Nicolaus. Eu cred că l-am făcut, nu știu. Ce răspăie? Am văzut că mi-aruc aminte că într-un test că era ceva de Papa Nicolaus. Nu știu, nu mi-aruc bine aminte, dar așa. Unde ai făcut Papa Nicolau? La institutul ăla de Regina... Cercetări umane? Nu. Da. Și mi scria negativ. Papa Nicolau. Papa Nicolau, eu știu că nu se face la... La bărbați nu se face. Dacă acum scrie chat-ul că nu face ce? Papa Nicolaus. Papa Nicolaus se face... A, nu e Nicolaus, e Nicolau. Ah, okay. Papa Nicolau se... Femeile îl fac. Nu fac bărbații? El l-a făcut, mă. Eu am crezut că m-am făcut. Deci, ce ți-a cules e de acolo? El a făcut Papa Nicolau. Cum adică? Opa! E doar opa, pentru femei? Opa, treia să zici atunci când ți-a făcut spus, testul, nu? Cică... Acela depistează cancerul de col uterin, deci doar la femei. Ah, da, mulțumesc, Sorina. Deci nu se face la bărbați. Păi și ce dracu, unde mi l-o băga mie? Eu n-am col uterin. Eu, bă, am fost odată la medicul ginecolog, nu ginecolog, pardon, what the fuck. La medicul ăsta. Nutriționist. Ăla care e cu deget. Urolog. Și mi-a băgat un deget în fund. De ce? A pus o plasă de aia pe deget. Plasă? Nu, mănușă de aia. Mănușă. Mi-a băgat degetul în fund. Da. Și a făcut așa. Ți-a activat modul. Și după a zis că ești bine. Și atât. Ți-a a, nu, ăla nu a fost Papa Nicolaus. Nu, ăla ți-a activat basul pe fâsuri. Că tu erai pe sail. Le dădeai strânse de gât. Acum le dai cu sub. Aua, mi-a umblat la cură. Deci, ăla a fost gestul? Da, cred că mi-a verificat prostata, de fapt. Eu stau prost cu stata. Eu n-am fost la... N-ai fost niciodată? Nici nu. E o experiență de care vrei să te ferești. Eu am... Ultima dată, ultima amintire a mea cu anuzul. Cu pula? Nu, niciun caz. A fost cu un supozitor pe care l-am... Ți-ai băgat supozitor în uretră? Nu. Cum, dracu, bă? Nu, frate. Supozitorul a fost în fund. Aveam vreo 9 ani. Ah, cu 9 ani. Și știu că am lungit-o atât de mult cu supozitorul ăla că nu-mi place să... Nu există la mine să iau ceva în fund și am lungit-o până s-a topit și l-am întins pe degete, dar n-a intrat unde trebuie. Păi te-ai două găuri? Nu, frate, nu, am, nu suport să-mi intre ceva acolo și să-i mână. Dacă pui degetul acolo, luăm bătaie împreună. Ia vezi, intri? Unde? În tine. I-am blat la sifon. Umblat, 1000 de like-uri, avem. Stă româna. Mulțumesc, chat. O să urmeze și și anici de turet la 1000. Ha? Bă, vezi că pocnește ăla. Cine, mă? Vezi că nu ți s-a pus la cărcare. Păi nu... Să ne arăți, pula.
Bă, dar nu-i băgat în priză, bro. Vezi, acolo este un cablu alb. Trebuie să-l bagi în priză. N-ai, deci n-ai încearcă să-ți încarce telefonul. Ia zi-o, nu, 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 nu! Pune, poate scote tot calculatorul, ești nebun. Stai așa. Hai, vino, stai tu aici jos. Asta fac eu, n-ai? Uite-mă acolo, priză. Uite, bag-o pe așa. Să bag de tine. N-o băga în mine, porcul. N-ai, îți place muștarul. Boabele de muștar. Hai că intră. Ia, stai să vedem ce zic băieți. Ar trebui să dea publicitate acum. Nu o să dea. Ba da. Bun. Yeah. Bun, deci chat îmi pare că v-am arătat fundul. A intrat Nae. Chiar nu? A intrat Nae, intră Nae. Ah, să-mi bat pula, ești nevorbit. Au, opa. Nu fac parte din cadrul antenei, din fericire, Bendeac a spus într-un podcast, chiar și cel de Mirancuțu. Ah, ok. Ah, opa, am înțeles. Pune-l pe TV. Nu pot să-l pun pe TV, bro, deci nu pot să-l pun pe TV. Nu știu cum căcat să-l pun pe TV, că nu merge să-l pun pe TV. Aha! Bă, yeah. Cum putem să-l punem la TV, man? Bă, mă scuz pe mine. Da. Stați așa că încercăm să-l punem pe TV. Hai să vedem. Cac în sus! Mă cac în jos! Ce? Da, o să încerc acum. Ia să vedem. Antena Play. Bă, gamea și pula. Gata. 1500 de puli. Opa! Live. Vizionează. Bă, n-ai. Stați așa chat puțin că încerc să-l pun pe TV. Da. Și să-l pui tu totul? Hai să vedem. Da, bro. Chiar. Da. Pe telefonul de la noi. Nu, nu, hai că să facem acum. O să-l facem. Ah! Hai că fac eu. Fac eu. Chat, o secundă chat și revin. Bă, vreau să văd. Hai că o punem la TV. Hai. Așa, și atunci dai live-ul pe televizor direct. Dă-i de aici, ia. Da, dacă ajung la jumătatea numărului, degeaba nu mai pun. Hai. Și trebuie să dai și trebuie să dai audio. Și așa am făcut-o. Eram în tensiune cu ea sus în cameră și a venit bărbasul și exact asta a făcut. M-a sunat, bună ziua. Deșteaptă. Deșteaptă fază. Deșteaptă fază. Bună schema, bine. Te va pe locul meu. Opa, pufarine. Asta așa că se aude aici. E bine. Ok. Putem da. Să
Cum facem cu pe momentul publicității? Ne vrei cerem... să pui publicitate? Nu, lăsăm pe mut publicitatea. Le cerem scuze oamenilor că ne-am uitat la moment și n-am stat de vorbă cu ei. A, nu, că da, i-am anunțat dinainte că punem microfoanele pe mut și ne uitam la moment cu toții. Și după aia ok, vorbim. Ce-au zis? Oh, foarte tare, bun, Nae, a fost forță, sper să câștigi, super bun material, bravo. Citește-le și pe alea. Bă, Nae, bestial, iau cât de tare, uite și Sorina, minunat, Nae, cine zice nu chiar are simțul umorului. Acum știu de ce l-au lăsat la sfârșit, e cel mai bun număr din seara asta. Bine, Nae. Ce mai sunt? Bă, după toate... Uite-l mă și pe el că știe să râdă, s-a zis pisii. Bă, știm să râdem, clar, oamenii vor să mă vadă în zona asta, dar ce nu înțelegem noi mulți că mai mult publicul ar trebui să râdă decât noi. Da, normal, adevărat. Știi, cine, aveam câțiva, uite, Doru Mihăilescu, e omul care râde aproape la fel cu publicul pe... Bine, Doru e el în zona lui, asta e zona lui de a se desfășura. Da. Doru și când se enervează, e... Hai, dă-te mai încolo. O să las așa. Ok. Și după ce începe, cine, începe unde, îi dăm drumul. Unde vedem ce și e, e, are el deschis acolo. Da. Eu mă referam că nu mai pare că a venit cu nervi. Nu a venit cu nervi. Acum, aici? Da. Ești bestial, frate. Numărul ăsta chiar e blană. Se poate mult mai bine. Ți-ai dat seama de ce nu a vrut Mihai să jurizeze? Stai să vedem ce s-a întâmplat la sfârșit, că nu mă mai apuc să... Dacă nici după 4, nu știu, 5 apariții la Ai Umor, nu încep să-mi dau seama, bă... Care ar fi problema? Așteaptă, taci, vezi, rumegă, nu mai sări ca... Vodă în lobul sau nu știu, da. Taurul nu. A durat puțin. Bă, nu a durat puțin. Eu am stat acolo undeva la vreo 11 minute. Față 11 de... minute? Da. Și aici ți-au montat? Vreo 7, cred. 7? De regulă, adică când am vorbit cu regizorul de platou și tu știi destul de bine. Băi, da. 5-7 minute, ăsta e timpul tău pentru... Da, normal, știu. Și eu zic, bă, hai să arunc puțin mai mult ca să mai tai, nu știu, de acolo, uite, din gluma mea cu zgârciți, au tăiat ceva. Să aibă de unde să monteze? Nu. E cadru TV, nu fac eu regulile. Oamenii montează cum simt ei. Da, cum ei știu să vândă mult mai bine TV-ul decât sau genul ăsta de show. Și atunci au montat cum au considerat. Bă, asta nu e foarte ok, o tăiem și lăsăm ce credem noi că e bun. Ai avut un număr foarte bun, dar se dă de înțeles că se știe deja câștigătorul, adică tu. Nu cred că au dat de înțeles. Eu, sincer, îl văd, după montaj, îl văd pe Andrei, pe Garici. Uite, ce zice că numărul tău a fost bun, problema e că juriul s-a părut nepotrivit atitudinea ta. Dar acum, chiar asta e vorba, că acum nu a avut o atitudine nașpa, absolut deloc. Adică nu a avut o atitudine rea deloc, Nae. Chiar au intrat foarte bine. Bine, că n-am apucat să vedem de la început, pentru că mă chițăiam eu cu asta, acum deja știu ce am de făcut. Ok. Dar... Mă refer cu partea cu bucata cu locul de parcare, dacă... Pe aia voiam să văd, bucata cu locul de parcare. Ție-ți așa de tunete? Mie nu mi-e frică de tunete. Mie îmi place când tună, dar sper să nu ne tune electricul. Aia e chestia. De ce? Aici cade... Opa! Când faceți întrebări pentru Turet? O să facem după ce strâmnă, după ce vedem tot numărul de la Nae și vedem ce se întâmplă cu ce este. Pentru că mă gândesc că acum o să vină, deci după numărul tău o să vină publicitate, adică o fost deja reclamă. După numărul tău o să mai vină ceva invitat probabil. Mamă pulă, vezi că o să fie tare asta. Închide geam. Mamă ce-o fulgerat. Închide să cacă ăsta pe noi. Da. Să mă rog la chiloței. Dacă e să câștigi, tu ce o să faci cu banii? Te întreabă aici oamenii.
Hai să vedem după, nu mă mai arunc să spun de... Eu totuși, opa, nu știu, mă gândesc că Andrei Garici, rostul lui, cum a fost montat de regulă, știi că ce spun jurații, contează foarte mult. Da. Eu am prins așa, fir. Da, să... Chiar dacă nu câștigi, faci... chiar dacă nu câștigi... Stai așa, Mițu, deci n-ai, chiar dacă nu câștigi, faca continui cu numere astea așa bune, ai să ajungi departe. Ah, okay. Ok, asta spun, cu cât muncim, cu cât venim cu premize mai noi, dezvoltate frumos, da, într-un cadru în care, corect, oamenii să regăsească. Uite, n-ai, îți dau ție asta, mă rog puțin jos să o liniștesc pe Sasha, bine? Ok, vreau să... Ah, opa! Cucat! Când zice că e go, dai drumul pe ăsta. Pe ce să dau drumul, arată? La ce? Apeși OK? Hai că ți-l dau eu. Okay. Hai, dă-mi acum, lasă-l așa. Așa și când să vezi că apeși pe ăsta. Pe ce ăla? Ca să iei pe mod. Și închizi tu microfonul. Mă rog să o liniștesc puțin pe Sasha. Adu aici pe Sasha. Dar vine Mincu că e invitat, da? Nu sunt dezamăgit de juriu. Gata, a început? Nu. Oamenii spun că au început? Nu. Acolo. Unde acolo? Aici, acum. Ai umor. Și Nae Nicolae e tot în marea finală a Umor. Înainte de pauză a urcat pe scenă hotărât să ne cucerească pe toți. Am un tovarăș care și-a pus de curând fațete. Așa stă la poze. L-a luat radarul cu 92 de kilometri, 13 milioane amendă. Numai că atunci când să-și primească voturile, surpriză. Da, în fine. Hai să mai stau cu chat-ul că mesajele aici. Vă mulțumesc pentru voturi. Să ajungi o legendă de bloc, doar că o să fii pentru stand-up. N-am prins-o pe asta. Îl salut pe Andrei, da? Manu? Șapte lei, corect. Pleci și tu, bă, mă lăsați aici? Mulțumesc pentru mesaje. Deși nu-i comunitatea mea, nu știu, o repet și pe asta. Mi-am cetun afară, da. Se aude și la voi? Eu vă mulțumesc. Câștigător o să fiu când... O să ne întâlnim în spectacole și o să râdem, să scoatem tot ce ne enervează, tot ce e politically corect, să putem să râdem despre situații, lucruri, oamenii de genul, fără să-i supărăm. Nu era să-ți o iei. Da, cred că undeva... S-a căutat să vadă dacă mă mai enervez. Ia să vedem, dacă îi dăm un dislike, face iar urât și... Posibil, nu știu. E show de televiziune, totuși. Voturile sunt blocate către Nae? Posibil. Da, nu știm acum ce se întâmplă cu voturile. Ce, urcă Angel Andrei? La implant trebuie să mai merg încă o dată. Că ce acum e doar o bucată. Nici pe tine nu te lasă. Deja sunt 1, 2, 3, 5...
7 voturi, 8 care nu merg, 8 persoane care nu pot vota. Nu știm ce se întâmplă. Cred că sunt mulți care te votează și au oprit voturile către tine. Posibil. Ce facem aici? Că se încarcă sau ce face chestia asta aici? Da. Cred că problema e cu netul. Au plecat hack-ul, telefonul jos. De-aia se încarcă. Opa! Pe farine. Atunci mă duc jos să vedem. Păi nu, că se dă publicitate și după aia. Și după aia. Păi da. Au dat start vot, nu? Au dat start vot, da. Au dat, sigur? Da, da, da. Au dat start vot. Pe asta se votează acum în timp cât e numărul lui... Asta am uitat. Hai să văd dacă... Uite, aici sunt foarte mulți care spun că nu pot vota. Să văd, sunt și care au putut vota. Nu știu, să ne scrie cineva care a putut vota. Opa. Uite, Tiberiu a putut. Bojin Gabriel, mulțumesc. Vă mulțumesc, merge, n-ai votul. Uite, pentru alți oameni merge. Atunci, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Oricum, mulțumesc și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat, că v-ați uitat la moment, v-ați luat din timpul vostru. N-ai, opa! Ce meclă de zidar ai. Mersi, uite, o să mai lucrez la asta, să o mai rotunjez, să o mai iau din mistrie, nu știu din ce. Pap. Nu se poate vota de afară. Astea sunt voturile de aici. Alea sunt 13, 70, 100 câte sunt. Eu vă mulțumesc pentru voturi. La Telecom probabil suntem mai sărăcuți, că și eu sunt pe Telecom și... Opa. Ai oprit netul, bă, Hag? Nu. Putem să... Face figuri. E ploaie. E urât rău. Unde ai rămas, mă, Andrei? Cum ești? Eu... Mai ai din banii de la Iumor? Ha? Na, ai glumit. Nu, nu mai e? Nu. Ei dat pe curve. Nu. nu l-am dat pe... Dar? Pe ce? Pe... Nu știu de ce nu merge netul. Bro, poți să de ce nu merge netul? Vrei să-l conectezi din nou? Da, pentru că și după aia vreau să iau înapoi chat-ul, că nu mai merge netul aici deloc. Uite, dacă vrei să te uiți pe cea de aici... Uite, nu mai apare, acum apare iPhone-ul, perfect. Ne conectăm aici ca să intrăm înapoi cu chat-ul. Opa, pe farine sexuale. Ah, farine. Chuck Norris. Cine e Chuck Norris? Cred că ce-am la chat. O facem împreună după aia, da? Dabadab, stai, riba, du-te. Ai vină mai încoace. Ai, vezi, exercițiu de dicție. Scribrip, dai, riba. Scribrip, dai, riba. Tu poți face așa de repede. Scribrip, dai, riba. Scribrip, dai, riba. Cu dinții ăștia noi nu. Am crezut că te referi la dinții mei noi. Cuțu, cuțu. Hai acasă. Uite, cineva zice că... Da, glumă. Ce zice? Zice să iau niște bani de la tine să mă la păcănele, că o să... Nu, bă, doamne ferește, nici să n-am de păcănele. Deci, păcăniteași. Ăla a fost un viciu. Ai fost la păcănele? Vai. Ești dobitoc? Am fost. Mult? Dobitoc? Da. Sau la păcănele? Da. Uite că a apărut. Am fost, destul. Să ții minte că păcănele, farmacie... Ba. Ai fie n-a găsit. Nu. Papa. Păcănele, farmacie și ce mai e? Bănci? Da. Cei care își permit cele mai scumpe spații comerciale, nu trebuie să mergi la ei. Nu, eu am avut viciul ăsta cu păcănele, din păcate. Să știi. Vedem. Hai, mă, mai dăm sau mă duc jos? Păi
Păi nu, că e pauză acum. Aia acolo, pe, are pe ecran. A, ok. Are pe ecran, stai liniștit. Opa! Bun, poți să-l pui pe ecran aici. Da. Mă cac în sus. Ha, 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 să vi se întâmple și vouă. Singurul care a recunoscut că s-ar vaccina și mâine... Bă, chat, să știi, eu am emoții, mă jur. Opa! Deci am emoții... Hai mă, nu trebuie să avem emoții. Bă, eu am emoții pentru tine. Muncim și facem bani și gata, da, nu trebuie știi, să... Da, tu știi că pe mine m-ar bucura pentru că tu ai fost de 5 ori, bro. Cum? Tu ai fost de foarte multe ori. Nu, am fost de... 3 ori. Nu, păi stai așa, dar cu toate aparițiile? Sunt 5, că bă, am fost în două finale. Ai fost în două finale? Dar... Și asta cât ai? E a treia, nu? Nu, a doua. Asta e a doua finală? Da. Am fost în prima finală, după aia am mai fost... Eu am fost și cu alt gând, n-am fost pentru bani. Normal că nici la mine nu ăsta au fost gândul. Eu am fost cu gândul, bă, am niște material pe care oamenii le știau unde am fost cu el, da. Și ok, trebuie să-l pun undeva. Aveam de făcut producția eu să îl filmez cum l-au filmat și au filmat special ceilalți. Opa, opa. Sau hai să-l dăm la Aiumor, că îl văd și oamenii pe TV și pe YouTube. Păi te-ai gândit că, uite că ziceai de special. Așa. Faci un special pentru Netflix. Ce ai mă, unde am ajuns? Stai că am de lucru, bă. Eu întâi trebuie să-mi iau țara, oraș cu oraș. Comună cu comună, să prind oamenii aici și după deci visăm vrei să mergi la... Tu... Da, eu vreau un turneu în 250 de localități. Adică am calculat că localitățile până în 7000 de oameni îți poți face un număr. Mm. Nu mi-e frică nici că știi că prin... Mă opresc. Zii, mergi cu mine? Da. Dar să faci bucată bună. Nu mergem cu turețică. Opa. Mergem cu glume și peste da, știu, glume normal. Turețică. Păi știu asta. Opa! Puf, opa! Opa, opa! Chiar dacă nu câștigi, ești un mare câștigător. E de muncă, mulțumim mult. Bă, să fii mulțumit de orice, de orice chestie pe care da, ai făcut-o până în viața ta. Știi cât mă bucur că te văd? Opa! Nae, e da. Tot 6 finaliști. Toți, Nae e toți 6 finaliști. Auzi. Știu, eu nu știu să răspund complimentele. Bă, nici eu nu știu să răspund. Nici eu nu știu să răspund. Nu știu ce... Andrei, la mine dă-mi piticul pe pentru complimente. Cu cine câștigă? Nu, Manule. Piticul de la complimente, cred că e un paznic de la obosit, care stă și doarme și, hai mă, lasă-le acolo la ușă. Bă, dar ce facem cu asta? Nu știu ce să facem. Uite, te așteptam unii și la Oradea. Ah! Mergem. Opa! Am zis 200 și ceva de localități. Bă, mi-e frică să călătoresc la distanță, să fiu departe de orașul meu. Nu trebuie să faci asta. Mi-e frică dacă... să nu cumva, știi de ce? De ce? Eu cumva am o chestie în cap. Din cauza ipohondriei mele tâmpite pe care o am, pe mine uneori mă oprește să fac lucrurile care îmi plac. De exemplu, să mă duc încolo, să mă duc dincolo și așa mai departe. Și? A, opa! A! și să călătoresc. Asta e o chestie care încă mi-e frică. Să călătoresc distanțe mari, că dacă cumva nu este un spital în apropiere. Și pentru ce trebuie spitalul? Păi în caz că mor pe drum ceva. Păi nu că stai că mor și atât. Da, în caz că pățești ceva pe drum. Ok, acum acolo la orice, se duce mintea mea. La orice murim, la orice murim. Gândește-te că e realist, în orice localitate poți fi undeva la 50 de minute de... Poți fi la 50 de minute de un spital. Păi și dacă suntem pe autostradă? Păi ajungi oriunde. Păi 50 de minute ori, de acolo, tu, bă. Și aici, dacă vine salvarea în 2 ore în București, te-ai uitat cum e traficul. Bă, adevărat. Mai bă, adevărat, repede că mori, ți-e frică că mori. Al dracu, doi muri, când mori? Nu unde ți-e frică că mori? Nu, lasă asta cu moartea, cu... Păi și dacă o să ai show-uri în alte țări, nu doți, în alte țări niciodată. De ce nu?
Nu. Știi cât e de marfă? Banii pe care cheltuie pe nu, lume? Neapărat. Nu de bani. Oamenii din afară, poate e super pe cei din țară, dar te ascultă. Eu am zis că la început credeam că te ascultă, că bă, sunt mai... Da, au dorul de țară, de a le spune lucruri de pe aici. Tu mă asculti nu sau te doare da, la vână? Da, mai că sunt atent și acolo ca să văd când începe. Că eu am emoții pentru nepulă. Să suc de te las fără coloană! Nu! Nu, cum să... Când se oamenii... termină? Ce? Când se va termina cu COVID-ul ăsta, a venit amândoi în Londra. Mașina de școală trăiește mai mult cu Calgon! Da, mă doare. Nu te mai căca aici. Așa. Mergi la Londra? Nu. De ce? Nu mă duc. Până nu pot să-mi trec peste frica asta de a călători în alte orașe. Uite și pe ideea asta. Mori în București, de fapt în București e safe și în Londra mori, că ăia n-au spitale. Da, în drum spre Londra. În drum spre Londra, în două ore... M-am dus. Sunt stoardeze bune la... Fute tu! Da. Nu mori mă așa. Bă, știu că nu se mare ușor, știi, dar eu trebuie să trec peste partea aia cu frica. Bă, învinge-ți teama de călătorit și pune mâna să mergi unde ești chemat, ai potențial, lasă prostele și fă-ți, știi tu mai bine să fii amuzat. Mersi mult, tot Vlad. Mersi pentru încurajare, bro. Nu e, când dai show și prin Germania? Îmi doresc să revin în Germania. Am avut un turneu acum vreo 3 ani. Da. Și o să revenim cu drag. Sunt niște oameni extraordinari. Crezi că e așa o să moare, Andrei? Nu. La Vaslui când veniți? La Vaslui suntem sâmbătă seara. Ah! De la ora 8, parcă, nu? Uite, hai să le spun. De la Vaslui, două secunde. Nu mai lemne în cap. E, da. Nu mai țâțe ai. Nu mai țâțe! La Vaslui, suntem sâmbătă seara la Hello Pub. La Hello Pub. Da, sâmbătă seara. Sâmbătă seara de la ora 8 la Hello Pub, în Vaslui. Suntem la Huș. Și la Huș? Tot de la 8? Duminică. Nu, vineri seara pe 9, la Terasa One Cafe. Și... Ce mai avem aici? A, între ele avem Grădina Legenda, Hârlău. Mergem în Moldova, dragă. Nice. Hai cu noi. Hai că nu. Bă, te prind moldovencele și da. Scoate da, nu pot să vin păsatul din tine. În momentan nu pot să vin bănaie. Nu pot să vin momentan. Da, mă, că sunt fain. Băi, ciudat că tu o să auzi câștigul din... Din ce? A început. Bă, oprește. Oprește microfoanele. Hai, lasă-l. Dă microfoanele, pof. E încă pauză. A, da? Da. Uite. Tu o să auzi mai devreme. Păi da, dar ăla e înainte și astea sunt înapoi. Ei, așa am pățit și eu când am auzit. Am auzit prima oară de jos și după aia am venit la mine. Și m-am căcat pe mine după aia. La panică. Îi dai play aici? Da, e că o să auzi. Oprește. Publicul a votat, oameni buni, și câștigătorul sezonului 10 Ai Umor este... Nu ne ferbeți, nu ne ferbeți! Stai că încă se numără SMS-urile. Domnul Copos, domnul Badea, suntem oameni bătrâni. Câștigătorul sezonului 10 Ai Umor este... Andrei Gari! Așa. Nu comentăm. Bun, ca să punem înapoi. Andrei Garici, bă, felicitări omului. Și eu îl felicit, să se bucure bravo. De succes.
Și... Ai văzut de ce nu era ok să ai emoții? Da, normal. Eu aveam emoții, dar nu cred că te oprești aici. La muncă. Bă, mie și mi-a plăcut. Deci, mai departe ne auzim. Spor. Și mersi și... continuu. Adică bun, mai stăm aici pe live sau da, închide? Mai stăm puțin pe live. Auzi, Hag, poți să scoți ăla de pe cadru? Mulțumim oamenilor că pentru voturi și pentru tot. Seară bună. Păi, gata, vrei să pleci? Nu mergem să bem? Stai așa, bro. Ah, ok, ah, ok. Scuze. Mai suntem pe la... suntem încă pe aia, la, aia cred că o lăsăm pe data viitoare. Acum să digerăm ce s-a întâmplat aici. Și... opa. Multe puli. Multe. Câți mai sunt pe live? Mai sunt 744 de persoane. Ne pare rău, Nae. Bă, ideea e că el și-a făcut treaba. Și în continuare o să ne facem exact, treaba. Exact, și în continuare o să-și facă treaba. Și pentru Andrei, bă, felicitări. Că... felicitări, baftă, baftă bravo. În continuare, exact. Să-i dea înainte. Bă, știi care e faza asta cu aia, mă rog? Că mulți, după ce au boost-ul ăsta, se așa? Opresc. Acum nu putem să știm. Sper să-i fie ok, știi? Nu am putut vota de pe două telefoane cu aia. Trească România independentă și fără ceasă. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Păi, lăsăm... oamenii să se bagă. Da, ne putem retrage atunci, chat. Okay. Sper că v-a plăcut seara asta. Ne cerem scuze că am avut momentele astea moarte, dar revenim și... Eu sper că v-a simțit bine. Îl mai chemăm pe Nae oricum la noi, dacă mai are și dacă vrea să mai suporte. Opa. Clar vin, mă, nu am nicio chestie. Opa. Promit că data viitoare nu o să te gazez. Nu mă gazez, păi nu, cred că data viitoare o să facem jos, nu mai facem aici la 400 de grade. Opa, aveți grijă de voi. Vă pupăm, seară numai bună, bine, seară baftă faină. Și ne vedem la spectacole să ne facem treaba cum știm că exact. Acolo pufarine. E locul opa. Nostru. Seară bună, v-am pupat. Noapte bună, vă pup, aveți grijă de voi, nu uitați să zâmbiți, că asta e cea mai important, mulțumim că ați stat cu noi și ne auzim vineri. Cu Costeluș. O să fie bombă. Să fie ceva. L-ai încurcat. Ce-am încurcat? Pe 28. Dă-i prim plan. Vineri. Doamna este. Pe 28 vineri venim cu Costeluș. Vă pup, seară faină, chat. Mersi și moderator că ați fost aici cu noi și vă mulțumesc pentru donații, pentru membri, pentru tot și ne auzim pe data viitoare. Vă pup și aveți grijă de voi. Vă salut și mulțumim. Opa! Pufarine.